Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am găsit, bună seara de fapt, pentru că deja este ora 19. Bine v-am găsit astăzi la un nou seminar din Yoga Sutra, esența aforismelor lui Patanjali. Suntem la capitolul 1, intitulat Samadhi Pada, și îl vom asculta pe Radha Govinda puțin peste o oră și după care vom avea câteva întrebări și răspunsuri. La sfârșit. Vă voi ruga să vă mențineți pe mut pe toată durata seminarului și să vă scoateți de pe mut doar în momentul în care ajungem în secțiunea de întrebări și răspunsuri și vă rog cine poate să aprindă camera ca să facem experiența puțin mai personală. Radha Govinda, vă rog frumos! Mulțumesc mult, Cosmin, pentru introducere. Deci, bun venit la seminarul nostru, intitulat Yoga Sutra, esența aforismelor lui Patanjali Muni. Și ca de obicei, o să începem discuția de astăzi cu un share screen și vom vedea slide-urile pe care le-am discutat data anterioară. Și vom vedea acele sutra pe care le-am discutat până în prezent. Deci noi am început cu Yoga Sutra 1, Atha Yoga Anushasanam,
acum este expusă învățătura yogăi. Yoga Citta Vritti Niroda. Yoga este încetarea fluctuațiilor conștiinței individuale. Tadadrashtu Svarupe Avasthanam. Atunci cel care vede, martorul, adică sufletul, se află în propria sa natură. Abhyasa Varagya Bhyam Tan Niroda. Controlul vritiurilor se dobândește prin practica yogăi și prin practica detașerii. Și de asemenea, noi am mai discutat încă un aforism foarte important în care înțeleptul Patanjali spune Tatrasti tau yatno abhyasa. Dintre cele două menționate anterior, abhyasa înseamnă a fi stabilit în efort, adică dintre abhyasa și dintre vairagya. Abhyasa înseamnă practica spirituală și vairagya înseamnă renunțarea. Dintre aceste două menționate anterior, abhyasa sau practica spirituală înseamnă a fi stabilit în efort. Și data trecută noi am discutat faptul că cuvântul abhyasa mai are un sinonim foarte important, este sinonimul sadhana, care este deseori folosit în cercurile spirituale, în diferite școli tradiționale de yoga, deci este sinonimul cuvântului abhyasa, deși în scripturile ortodoxale, cum ar fi, de exemplu, Bhagavad Gita, însuși Krishna deseori folosește totuși cuvântul abhyasa și nu sadhana. Dar sadhana totuși este un cuvânt foarte important. El a devenit ceva mai popular. Și sadhana înseamnă, deci, ceea ce duce direct la poartă, practică. Apropo, mai este încă o traducere foarte frumoasă a cuvântului sadhana. Ea este din tradiția Bhakti. Și în engleză sună că sadhana is begging for mercy. Deci sadhana înseamnă a cere grație. Deci asta este starea de spirit cu care un bhakti yogi își înfăptuiește practica sa devoțională zilnică. Și practic, sadhana mai înseamnă exercițiu, respect, activitate spirituală, adevărul altruist, un mijloc de a realiza ceva. Și de aici noi avem încă două cuvinte foarte importante. Avem cuvântul sadaka sau sadvika, ceea ce înseamnă persoană dăruită ascetismului și disciplinii spirituale. Deci o persoană care practică sadhana, el este numit sadhu sau sadhaka. Și acest sadaka vrea să atingă un anumit sadhya. Sadhya înseamnă scopul final al practicii sadhana. Și un lucru foarte important, demn de menționat aici, deși este un subiect în sine foarte vast, sadaka sau practicanții care nu cunosc, nu înțeleg foarte clar care este scopul final al practicii sale spirituale, tehnic ei înfăptuiesc ceea ce se numește sadhana bas sau o imitație al practicii de sadhana care nu neapărat dă roade favorabile în practica spirituală. Deci e foarte important să ai o înțelegere foarte clară care este scopul final al practicii tale de sadhana, al practicii tale spirituale. Noi am dat diferite definiții al termenului de sadhana sau abhyasa, practica spirituală, și una dintre definiții a fost sadhana este practica zilnică pentru a expanda conștiința, daily practice for expanding consciousness. Și această sadhana pentru a expanda conștiința include în sine mai multe aspecte, mai multe cumva discipline care sunt urmate conștient, zilnic. Și în yoga clasică, practica de sadhana reprezintă urmarea celor 8 ramuri de yoga, începând cu temelia vieții spirituale, care sunt principiile de yama și niyama, acele do's and don'ts sau lucrurile care trebuie să fie respectate și lucrurile care trebuie să fie neapărat evitate pentru a avansa spiritual. Și atunci când cineva s-a întărit în aceste practici de yama și niyama, atunci el trece la asana, la posturi, la pranayama, pratyahara, dharana, dhyana și în sfârșit la samadhi, care este starea de absorbire completă sau starea de iluminare. Astăzi o să mai vorbim despre conceptul de samadhi, care nu este un concept absolut ușor pentru înțelegere, dar o să mai discutăm mai târziu.
Sadhana, cum am mai vorbit miercurea trecută, include în sine o varietate mare de activități spirituale, cum ar fi, de exemplu, japa sau japa meditație, ceea ce înseamnă cântarea mantrelor sau cântarea numelor sacre, numelor divine. Sadhana include neapărat svadhyaya, ceea ce înseamnă studiul scripturilor sacre. Însuși Patanjali va spune mai târziu, svadhyaya ishta devata samprayogaha. El zice, prin svadhyaya o persoană atinge o relație cu zeitatea pe care el o venerează. Și de asemenea am vorbit despre importanța consumării mâncării sanctificate, prasadam sau yagyashishta, uneori se mai numește. Un lucru foarte important, mai multe Upanishade ridică această problemă că un yogin care, îmi cer iertare pentru expresie, dar un yogin care mănâncă gunoi n-are cum să atingă o stare de conștiință transcendentală și, prin urmare, ahara sudau sattva sudhi, Upanishadele spun, atunci când cineva mănâncă mâncare sattvică, în modul bunătății, el atinge sattva shuddhi, ceea ce înseamnă conștiință pură. Sattva shuddhau dhruva smriti, atunci când cineva atinge o conștiință pură, el devine foarte determinat și hotărât în practica sa spirituală. Smriti lambe, din această hotărâre, el își dezvoltă smriti, el își dezvoltă o memorie, o inteligență foarte puternică. Sarva grantimam, el își dezleagă toate nodurile sale karmice din inima sa și vipramoksha. Vipramoksha înseamnă el atinge eliberarea doar datorită faptului că el este foarte atent la lucrurile pe care le consumă, lucrurile pe care le mănâncă. Deci el mănâncă nu doar mâncare sattvică, dar el mănâncă mâncare sfințită, mâncare care este oferită printr-un ritual sau un altul, dar oricum ea este oferită divinității. Și de asemenea noi am vorbit despre faptul că uneori unele tradiții includ în sadhana sa, în practica sa spirituală zilnică, de asemenea ritualul de puja sau ritualul venerării anumite zeități, cum ar fi, de exemplu, Shiva sau cum ar fi Durga sau cum ar fi Krishna sau cum ar fi Rama sau, de asemenea, în cercurile spirituale, deseori, un aspect al practicii zilnice este guru puja sau venerarea maestrului spiritual, pentru că, cum afirmă scripturile vedice, guru kripa hi kevalam. Toate perfecțiunile noastre în viața spirituală sunt atinse prin grația maestrului spiritual. În practica Bhakti Yoga există 5 discipline zilnice care reprezintă sadhana de bază. În București avem mai mulți yogini care afirmă că ei practică Bhakti. Și când am mai discutat cu ei care sunt practicile lor zilnice, nu prea am auzit despre aceste practici, dar tradiția Bhakti descrie Sadhu Sangha, Nama Kirtan, Bhagavat Shravan, Mathura Vasa, Shrimurtira, Shradaya Sevan. Acestea sunt 5 practici de bază în tradiția Bhakti, în Bhakti Yoga. Prima dintre care este Sadhu Sangha, ceea ce înseamnă asocierea cu Sadhu, asocierea cu oamenii spirituali, în frunte cu maestrul spiritual, ceea ce implică o inițiere de la un maestru spiritual. Și Sadhu Sangha înseamnă a învăța sub ghidarea, sub îndrumarea sadușilor sau oamenilor spirituali, a obține cunoaștere de la ei într-o manieră zilnică, într-o manieră regulată. Deci trebuie să te implici într-un sistem de asimilare al cunoașterii spirituale sub îndrumarea acestor sadhu. Nama Kirtana înseamnă cântarea zilnică a numelor sacre al divinității, care este un aspect foarte important în practica de Bhakti, sau în cântarea mantrelor zilnică, japa yoga. Bhagavat Shravan înseamnă ascultarea scripturilor sacre. Cuvântul Bhagavata înseamnă scriptură sacră, sau Bhagavata mai înseamnă persoană, care este personificarea învățăturilor sacre. Deci nu este nicio diferență dintre a studia un tratat spiritual și dintre a asculta cu urechile tale, deci a fi prezent la o discuție spirituală și a asculta un sadhu care explică sensul acelor versete din scripturile sacre. Mathura Vasa înseamnă a locui într-un loc sacru, cum ar fi, de exemplu, Rishikesh sau cum ar fi, de exemplu, Haridwar sau Dwaraka sau Puri sau Mathura sau Vrindavana pentru
cei care practică Bhakti, Vrindavana este locul apariției lui Krishna, care este considerat a fi, uneori se spune că el este un avatar al divinității, în alte tradiții se spune că el de fapt este avatari, el este sursa tuturor avatarilor și conform Bhagavad Gitei, Krishna spune în mai multe locuri, el zice Janma karma ce me divyama vam yaveti tattvataha, cei care înțeleg cu adevărat natura mea divină și înțeleg activitățile mele divine însuși prin această înțelegere ei obțin eliberare din ciclul de naștere și de moarte. Și al cincilea element al practicii sadhana zilnice din tradiția Bhakti este Shri Murtira Shraddhaya Sevana, ceea ce înseamnă a venera zeitatea cu credință, și acest gen de venerație poate să aibă loc la nivel fizic, care se numește dravya, când folosești puja, de exemplu, bețigașe parfumate sau flori sau mâncare, care îi oferi cu devoțiune zeității, sau manasa. Manasa înseamnă în minte cu ajutorul unor mantre. Este o tehnică mai ezoterică care este primită în timpul inițierii de la guru, de la maestru spiritual, în tradiția de Bhakti. Și miercurea trecută noi am mai discutat de asemenea Sutra 14, care era foarte importantă și este foarte importantă pentru înțelegerea noastră, în care înțeleptul Patanjali spune Satu dirga kala nairamtare satkara adhara sevito dridda bhumi. Succesul în practica spirituală abhyasa sau sadhana poate fi cu siguranță realizat printr-o practică fermă dacă e continuată o perioadă lungă de timp, efectuată fără întrerupere și cu devotament. Și noi am discutat aceste trei cuvinte esențiale din acest verset, care, cum dacă vă aduceți minte, le-am comparat cu lămâia, cu ghimbirul și cu turmericul. Sunt trei substanțe care generează focul digestiei. În Bhagavad Gita este numit Vaishvanara, dar în tradiția yoginilor există încă un foc care se numește Sadhana Agni, sau acel foc al digestiei care este necesar pentru a practica corect practica spirituală. Și iată, Ayurveda spune că dacă vrei să-ți stimulezi focul interior de digestie care ajută să digeri hrana și să eviți apariția toxinilor în corpul tău, care devin cauza diferitor boli, este important înainte de mâncare să mănânci puțin ghimbir, puțin lămâie, poți să adaugi puțină soare, poți să, și să mănânci puțin turmeric. Și atât în mod similar, deci dacă vrei să-ți menții acel sadhana agni sau focul practicii tale spirituale la un nivel foarte bun, atunci nu uita despre aceste trei calități, care sunt dirghakala. Practica trebuie să fie practicată o perioadă lungă de timp, nu aștepta că vei atinge perfecțiunea într-o lună sau două. Cum am mai vorbit, acei instructori de yoga sau guru care îți promit o perfecțiune spirituală timp de o lună de training sau de o săptămână de training, nu sunt autentici. Nairantarea, practica trebuie să fie practicată fără întrerupere, deci în continuă, într-o anumită succesiune. Și noi am vorbit că opusul lui narantare sunt acțiunile sporadice care se manifestă pe aici, pe acolo, din când în când, lipsite de continuitate, distanțate, rare, sau acțiunile întâmplătoare. Deci dacă ai o sadhana din aia întâmplătoare, uneori faci asanele de dimineață, alteori nu le faci, uneori îți faci japa yoga, alteori nu le faci, uneori faci anumite meditații de an, alteori nu o faci, atunci rezultatul va fi foarte, foarte vag. Și de asemenea am vorbit că nairantarea mai înseamnă încă un lucru. Nairantarea include de asemenea umblarea de la un instructor de yoga la altul, de la un cerc de yoga la altul, de la un guru la altul, de la un studio de yoga la altul. Și în tradițiile spirituale, acest gen de umblare irresponsabilă se mai numește încă spiritual windows shopping.
Deci când mergem pe la magazine și căscăm gura prin vitrinele magazinelor, dar nu cumpărăm nimic, doar ne bucurăm însuși de senzația că vedem foarte multe lucruri interesante. În mod similar, sunt convins că toți instructorii de yoga cunosc acest gen de persoane care vin în grupurile lor, care nu sunt serioși, nu vor să se dedice practicii spirituale, ei doar sunt cumva curioși despre lucrurile care se întâmplă, dar aceste persoane nu vor să-și asume o responsabilitate pentru a se dedica procesului. Și maestrii spirituali compară această stare de spirit cu umblarea de la o femeie la alta, culegând iubirea. Și satkara. Satkara înseamnă devotament, cu atenție, cu entuziasm, cu diligență. O practică foarte importantă, pentru că satkara implică să nu practicăm de mântuială. Trebuie să avem o abordare foarte serioasă care va genera o sadhana samskara, deci o anumită impresie mentală care va ajuta să practicăm citta vritti, niroda sau stăpânirea vrittiilor despre care am mai vorbit în primele versete. Și astăzi noi continuăm cu următorul verset, este versetul 15 din Samadhipada, din capitolul 1 din Yoga Sutra, în care înțeleptul Patanjali spune: Drishtanu shravika vishaya vitrishnasya vashikara samgya vairagyam. Controlul obținut prin lipsa de dorință față de obiectele experienței văzute sau auzite într-o tradiție spirituală se numește detașare vairagya. Și avem o traducere alternativă care spune: Detașarea este descrisă ca starea în care, având o minte controlată și liniștită, individul își pierde orice dorință, atât pentru plăcerile materiale găsite în această lume, cât și pentru plăcerile cerești descrise în Vede, în scripturile vedice. Și aici, dacă îmi permiteți, o să citesc un pasaj din comentariul lui Vyasa la acest verset. Când cineva și-a pierdut orice dorință pentru lucrurile perceptibile, cum ar fi femeile, sexul opus, mâncarea, băutura, puterea sau influența, cât și atunci când cineva și-a pierdut orice dorință pentru lucrurile auzite într-o anumită tradiție, ori din scripturi, cum ar fi ajungerea în paradis, starea de videha, absența conștiinței corporale, sau prakritilaya, disoluția în natură, atunci mintea, care vede greșeala apărută prin implicare, fiind într-o stare lipsită de conceptele de abstracție ori respingere, chiar și în prezența obiectelor cerești ori pământești, și dobândind acest dezinteres față de plăcerile prin puterea lui, prasankhyana, realizarea diferenței dintre materie și spirit, este numită vashikara, stăpânire ori control, și acesta este vairagya, detașarea. Sunt convins că ați înțeles tot din acest comentariu, nu mai necesită o explicație, dar în cazul în care aveți nevoie de o explicație mai simplă, o să adaug câteva cuvinte. Și haideți să analizăm câteva cuvinte foarte importante din acest sutra. Primul dintre care este drishta, ceea ce înseamnă care este văzut, ceea ce este experimentat și perceput cu simțurile noastre fizice. Drishta înseamnă plăcerile la care noi avem acces prin simțurile noastre în viața prezentă. Și vom avea anushravika, sunt plăcerile la care putem să avem acces atunci când acumulăm un anumit gen de karma pioasă. O să vorbim imediat și despre acest gen de plăceri senzuale. Dar primul este drishta. Deci drishta înseamnă ceea ce este văzut, ceea ce este experimentat și perceput acum cu simțurile noastre fizice. Și avem acest citat foarte frumos în care Adi Shankaracharya, un mare maestru spiritual din tradiția vedică, explică starea de spirit de vairagya, de renunțare la drishta, la ceea ce este văzut, adică la ceea ce poate fi experimentat cu simțurile fizice. Și el spune: copiii sunt captivați de jocurile lor copilărești. Deci aia sunt gratificările noastre în copilărie.
Tinerii sunt fascinați de plăcerile senzoriale de dragoste în asocierea fetelor frumoase. În tinerețe, aceasta este bucuria sexuală, deci este probabil cea mai tânjită plăcere după care tineretul de obicei se omoară. Deci este gast, cum există și această expresie, better than sex. Deci sunt puține lucruri care sunt better than sex, dar de obicei, cum zicea domnul Buddha, maituna agara, deci lumea materială este lumea sexului, lumea poftei sexuale, de care sunt fascinați tineretul. Iar oamenii bătrâni doar gândesc cum să justifice o viață trăită în zadar, care a străfulgerat la fel de repede cum ar fi trecut o luptă complet pierdută. Și vedem acea tristețe în ochii oamenilor bătrâni, care nu mai știu ce să facă cu viața lor, pentru că a fost trăită în zadar. Este acel gol în sufletul lor, pustiul ăla în sufletul lor. Și este o dezamăgire completă, un simț cum ar fi sentimentul că viața a trecut atât de repede, ca și o luptă complet pierdută. Noi vom pierde lupta cu corpul, corpul nostru va împătrâni. Noi vom pierde lupta cu mintea, mintea noastră va deteriora. Noi vom pierde lupta cu atașamentele noastre față de apartament, față de avere, față de prieteni, față de colegi, față de cariere. Toate aceste lucruri vor pleca. Și dacă viața a fost dedicată doar acumulării acestor lucruri, drișta. Noi am trăit o viață doar pentru gratificare senzorială, drișta, la care am avut acces, dar problema este că accesul a fost foarte, foarte temporar. Și Adi Shankara Chare spune, în ciuda acestor lucruri, niciunul dintre ei nu este pregătit să depună un efort semnificativ pentru realizarea adevărului absolut și eliberarea din ciclul de naștere și moarte. Și haideți să vedem acum care este semnificația cuvântului Anushravika. Anushravika înseamnă bucuriile despre care am auzit, am învățat într-o anumită tradiție sau dintr-o anumită scriptură. Anushravika este compusă din două rădăcini sanscrite. Anu, cum am mai vorbit anterior, anu înseamnă a urma și shravika înseamnă a asculta. Noi avem în practica Bhakti Yoga, avem cele două procese de bază care sunt shravanam, kirtanam, ascultarea și incantarea. Deci, iată, anushravika, shravanam, este similar, înseamnă a asculta, a auzi. Deci, anu înseamnă a urma și shru sau shravika înseamnă a asculta de la autorități. Deci, anushravika înseamnă bucuriile la care noi în prezent nu avem acces prin simțurile noastre, care sunt foarte limitate, dar anushravika reprezintă bucuriile la care au acces entitățile vii care au atins paradisul, care au atins sistemele planetare superioare din cadrul Brahmanda, din cadrul universului care a fost creat de Brahma. Și vedele descriu că noi auzim despre aceste plăceri din scripturile religioase. Ceea ce aș vrea să fac o diferență. Scripturile lumii abordează mai multe subiecte, printre care sunt subiectele religioase, ritualistice, cu scopul de a atinge paradisul. Dar scripturile spirituale de asemenea conțin în sine adevăruri despre iubire nemotivată, necondiționată, despre perfecțiune realizării spirituale. Omul își alege informația din scripturile respective conform samskarurilor sale sau conform adhikara, conform calificării sale spirituale pe care el a cultivat-o din viață în viață. Și iată, unii oameni atunci când studiază scripturile vedice sau când studiază Coranul sau când studiază Biblia, Vechiul Testament, mai ales când studiază Karmakandia, porțiunea vedelor care descriu atingerea paradisului prin activitățile karmice pioase. Ei sunt foarte fascinați de descrierile care sunt date acolo. De exemplu, în tradiția musulmană, musulmanii sunt foarte fascinați atunci când aud că dacă cineva moare pentru Allah, atunci nu mai țin minte, 14 virgine îl așteaptă deja în rai cu ghirlande, deci cu arome, cu mâncăruri, cu băuturi.
și oamenii sunt foarte fascinați să atingă acel paradis, acel rai și se bucure de acele femei sau fete virgine. Vedele dau o descriere foarte, foarte amănunțită al plăcerilor celești și avem două versete din Bhagavad Gita, două versete foarte frumoase. Sunt versetele 52 și 53 din capitolul 2 din Bhagavad Gita, în care Krishna vorbește despre aceste anushravika. Și în versetul 52 din capitolul 2, el îi spune la Arjuna, el de fapt abordează aceeași probleme, îi spune la Arjuna, Arjuna, nu trebuie să fii fascinat de aceste experiențe la care tu poți să ai acces în viața următoare, dar care te vor deruta de pe calea ta de yoga. Și prin urmare Krishna îi spune, când inteligența ta va trece peste hățișul confuziei, vei ajunge la indiferență față de tot ceea ce ai auzit și de tot ceea ce îți va fi dat să auzi. Deci același principiu pe care îl descrie înțeleptul Patanjali aici în Sutra 15. Și în versetul 53, Krishna de asemenea spune, el spune, Shruti vipati manate, el zice, când mintea nu va mai fi tulburată de limbajul înflorit al vedelor și când va rămâne fixată în transa realizării de sine, atunci vei fi atins conștiința divină. Deci când mintea ta nu va fi tulburată de limbajul înflorit al vedelor. Limbajul înflorit al vedelor este limbajul în care scripturile vedice descriu bucurile senzuale din planetele cerești, din paradisul astral, care diferă foarte mult de planetele pământești, în special prin două lucruri. Primul lucru este, bineînțeles, durata vieții, pentru că scripturile vedice descriu că locuitorii planetelor cerești sunt numiți Amara. Amara înseamnă nemuritori. Ei trăiesc o viață foarte, foarte lungă după estimarea umană. Deci sunt milioane și milioane de ani atunci când cineva a atins paradisul, trece milioane și milioane de ani conform estimării pământești în planetele cerești. Și al doilea lucru este nivelul plăcerilor senzuale, care nu se compară cu standardele plăcerilor senzuale pe pământ. La fel cum noi nu suntem fascinați și nu suntem încântați de plăcerile, de exemplu, al unei broscuțe sau de plăcerile al unei pisice sau de plăcerile al unui câine care a găsit un os și el este absolut fericit. Deci pentru noi este abominabil. Și atât, în mod similar, entitățile vii care au atins paradisul, când se uită la plăcerile senzuale ale noastre, drișta, pentru ei este un lucru abominabil, dar noi, când auzim despre standardul sau nivelul plăcerilor senzuale de care se bucură entitățile în paradisul astral din cadrul universului, deseori oamenii devin foarte, foarte fascinați și atunci ei se dedică practicii karma kanda, un proces care este de avans spiritual prin diferite ritualuri, prin activități pioase, care este descris în scripturile vedice și se spune că 75% din scripturile vedice vorbesc doar despre plăcerile paradisului. Vedele în acest mod încearcă să atragă persoanele materialiste la cât de cât un mod pios de viață. După aia noi mai avem, nu știu, 10% mai avem yogi, ghiani, cei care caută adevărul absolut și mai avem un procent foarte mic, sunt sufletele care sunt gata să se dedice complet Ishvara Pranidana, să se dedice complet persoanei supreme, persoanei divine prin devoțiune. Procentul acela este foarte mic și Krishna spune despre ei în Bhagavad Gita Manushyanam Sahasrishu Kashchidyatati Sideya. Din sute și sute de mii de yogini, cineva atinge perfecțiunea și dintre cei care au atins perfecțiunea, unul cu adevărat se dedică mie și se predă mie în totalitate. Și iată, nivelul plăcerilor senzuale, deci este descris în scripturile vedice, cum de exemplu planetele cerești sunt pline de acele apsara, femei angelice, care emană o aromă de lotus la o distanță de sute de metri. Muzica celeastă este auzită atunci când vrei, după dorința ta. Volumul tot îl alegi tu doar cu gândurile tale. Temperatura în planetele cerești este aleasă după
plăcerea ta, vrei mai fric, vrei mai cald, deci mental îți alegi temperatura. Oamenii din planetele cerești niciodată nu ating pământul cu picioarele sale, ei nu lasă o umbră și ei nu invocă reacții karmice atunci când sunt angajați în activități sexuale cu femeile celeste. Ei nu îmbătrânesc și femeile din planetele celeste, ei nu dau naștere prin durere. Deci copiii bebelușii se nasc foarte rapid, fără durere, dar un lucru important se întâmplă în acel moment când femeia dă naștere. Dacă ea vede că ghirlanda de pe pieptul ei s-a oferit, acesta este primul semn că karma ei deja, karma ei pe oasă a fost redusă și în curând ea va părăsi planetele superioare. Și vedele descriu că aceste planete celești, ele sunt destinația sufletelor pioase, dar erau o problemă. Chiar dacă entitatea vie își petrece sute și milioane de ani în planetele cerești, unde, de exemplu, noi am putea să lucrăm un an întreg, să acumulăm bani și să mergem în Grecia, în Italia, în Spania sau în Constanța, dacă avem bani mai puțini. Dar indiferent de unde n-ai plecat să te bucuri la mare, la Vama Veche sau mai știu eu unde, după o lună, după o săptămână, după două, după trei, dar banii tăi sunt epuizați, trebuie să te întorci înapoi la București și să muncești din nou un an întreg pentru a acumula bani pe care o să-i cheltui foarte rapid. Și atât în mod similar, sunt oameni care au acumulat o anumită karma pioasă, au atins planetele celeste. Din punctul nostru de vedere, trec milioane de ani, din punctul lor de vedere, bucuriile, viața de bucurie sau bucurile senzuale trec foarte, foarte rapid și sufletul atunci descinde înapoi pe planetele pământești care se numesc Karma Bhumi, planetele în care entitatea vie acumulează karma pioasă din nou. Și Bhagavad Gita vorbește despre această situație în capitolul 9, în care Krishna spune în versetul 21, îi explică lui Arjuna: după ce s-au desfătat astfel cu vastele plăceri cerești ale simțurilor și când rezultatele activităților lor pioase s-au epuizat, ei se întorc din nou pe această planetă al morții. Astfel, cei ce caută bucuria simțurilor prin aderarea la principiilor celor trei vede, Anushravika, deci prin aderarea lucrurilor pe care îi le aud din vede, au parte doar de repetatele nașteri și morți. Și prin urmare, înțeleptul Patanjali taie din star și spune: dacă sunteți interesați de atingerea planetelor cerești, yoga nu este pentru voi. Da? Pentru că yoga este pentru cei care vor să părăsească ciclul de naștere și de moarte. Pe când oamenii care vor să adincă doar paradisul, ei își extind suferința în sens că ei iau o pauză de la suferințele de pe planetele pământești, dar după această pauză se implică din nou în samsara, în ciclul de naștere și de moarte. Și prin urmare, înțeleptul Patanjali deci spune: nu, vairagya înseamnă a renunța la plăcerile la care ai acces acum, drishta, și la plăcerile anushravika, la care poți să ai acces în viața ta viitoare, pentru că practica de yoga generează foarte multe punya. Punya înseamnă merite virtuoase care pot fi folosite pentru atingerea paradisului. Dar dacă acesta este interesul tău sau motivația ta, mai bine să nu practici yoga. Poți să practici karma kanda, poți să practici activitățile fructoase sau ritualurile vedice și va fi mult mai sincer. Și în Bhagavad Gita, de asemenea, Krishna, încă într-un verset, îi spune lui Krishna, lui Arjuna: nici traiguna bava Arjuna, o Arjuna. Prin urmare, divină transcendent acestor trei moduri ale naturii materiale care generează diferite tentații, diferite plăceri mondene sau celeste sau plăceri la nivelul paradisului, și nirvando, fie liberat de orice dualitate și de toate grijile pentru câștig și siguranță în planetele cerești, sattva stan. Sattva stan înseamnă, cuvântul stan înseamnă un lăcaș, o dimensiune, o țară. Sattva stan al modului bunătății. Planetele superioare sunt planetele în modul bunătății. Și atmavan, fi stabilit în sine. Nu fi tentat de plăcerile planetelor cerești. Atmavan, fi tentat
de plăcerea sufletului, la care vei avea acces în curând prin practica yoga, care are două elemente foarte importante, abhyasa, practica spirituală, și vairagya. Și acum haideți să vorbim puțin despre vairagya, pentru că sutra definește în principiu conceptul de vairagya. Vairagya înseamnă detașare, non-reacție, non-atașament. Și un comentator foarte important, Vijnana Bhikshu, la Yoga Sutra, el descrie că vairagya, renunțarea, apare în special din două lucruri. Din înțelegerea efectului devastator al vieții materialiste asupra conștiinței yoginului. Și al doilea lucru este perceperea defectelor, bucuriilor și un scepticism sănătos față de viața materialistă. Acest scepticism sănătos este deseori descris de maestri spirituali. Apropo, este și o condiție pentru a accepta inițiere, diksha, de la un maestru spiritual, pentru că fără un scepticism față de viața materială, mai bine să nu primești inițiere. Și de aceea maestrii spirituali explică că o viață nepăsătoare dedicată bucuriilor mondene și atingerea perfecțiunii în realizarea transcendentală nu pot merge împreună. Viața materială în scripturile vedice este descrisă ca pavarga, un cuvânt foarte interesant. Pavarga este compus din cinci rădăcini: pa, pa, ba, bha, ma. Iată, Bhaktivedanta Swami, când explica acest concept, el cu un accent în limba sanscrită foarte interesant, așa, cumva cu un gust foarte mare, el explica: material life means pavarga, which consists of pa, pa, ba, bha, ma. Și sunt acele nuanțe de pronunțare sanscrită care doar cineva care știe sanscrită foarte bine poate să le pronunțe, dar oricum esența este că pavarga sau viața materială înseamnă primul lucru pa. Pa vine de la parishrama, ceea ce înseamnă o muncă foarte, foarte grea. De exemplu, vedem un cal care spumegă datorită muncii sale grele. Când omul muncește din greu, atunci el spumegă la gură. Și asta este pa, parishrama, deci muncă foarte grea. Pa, de fapt, este pena, deci asta este pena, se o spune la gură, dar pa înseamnă parishrama, deci ceea ce înseamnă muncă foarte grea, care generează pena sau spumă din gură. Păi avem ba. Ba înseamnă biarthata, ceea ce înseamnă dezamăgire. Deci omul muncește foarte greu, cu spumă la gură, din greu, dar în sfârșit este dezamăgit. Și pe lângă dezamăgirea, ba, noi întotdeauna simțim o anumită frică în viața materială, pentru că niciodată nu știi ce se va întâmpla în clipa următoare. Și omul este întotdeauna prins în acel foc al fricii. Da? Deci baia este un element esențial al vieții materialiste. Și ma. Ma înseamnă că în cele din urmă, pe lângă toate, ma înseamnă mritiu sau moarte. Deci aceasta este o descriere foarte scurtă al existenței materiale, da? Pavarga. Dar în momentul în care cineva decide să renunțe acest gen de viață în care el muncește din greu doar pentru gratificarea simțurilor, cu spumă la gură, va fi dezamăgit, totdeauna va simți o frică și încă și va muri în ciclul de naștere și de moarte. Atunci când cineva este dezamăgit în acest scenariu, el acceptă modul de viață care se numește apavarga sau eliberarea de pedeapsa existenței materiale. Și iată, în acest context, o să revin înapoi la slide-ul precedent, în acest context al acestor două elemente, înțelegerea efectului devastator al vieții materialiste asupra conștiinței yoginului și perceperea defectelor, bucuriilor și un scepticism sănătos față de viața materială, faimosul Swami Sivananda descrie 7 adevăruri vitale de ținut minte pentru un sadaka, dacă el vrea cu adevărat să atingă vairagya sau să atingă renunțarea la drishta și anushravika, la plăcerile senzuale la care ai acces acum, în viața prezentă prin simțurile tale,
sau la anul Shravika, chiar și la plăcerile din planetele superioare, planetele cerești. Dacă înțelegi aceste 7 reguli, 7 adevăruri, atunci vei învăța Vairagya, vei învăța acest skill sau vei obține această abilitate de a rămâne renunțat la toate tentațiile vieții materiale. Și primul lucru pe care el îl descrie, deci este primul adevăr, este plăcerea senzorială, este momentană, înșelătoare, iluzorie și imaginară. Orice bucurie pe care o avem noi în viața materială, din păcate, este temporară. Vom fi dezamăgiți. Deci trebuie să înțelegem că plăcerile momentane pentru care noi deseori muncim din greu sunt înșelătoare, sunt momentane, iluzorii și deseori sunt imaginare. Și în Bhagavad Gita, în capitolul 5, versetul 22, Krishna îi spune, explică acest principiu lui Arjuna și îi spune: o persoană inteligentă nu ia parte la cele ce sunt pricini de suferință, născute din contactul cu simțurile materiale. Asemenea, plăceri au un început și au un sfârșit, așa că cel înțelept nu se lasă cuprins de desfătările lor. Al doilea principiu sau al doilea adevăr pe care un sadaka trebuie să-l înțeleagă pentru a-și dezvolta starea de spirit de vairagya sau renunțare este: o sămânță de plăcere vine cu un munte de durere. Există întotdeauna un preț karmic pentru goana după plăcere și toate acțiunile bune sau rele în cadrul existenței materiale creează probleme în viitor. În primul rând, noi vom primi reacții karmice pentru că deseori oamenii sunt atașați de plăcere absolut stupide în modul ignoranței și în modul pasiunii. Cum ar fi consumul drogurilor, cum ar fi sexul, cum ar fi consumul diferitor intoxicații și așa mai departe. Deci toate aceste lucruri au o consecință karmică pe care o vom resimți deja în viața prezentă în forma deteriorării sănătății mentale și mai ales sănătății corpului. Noi vom primi o reacție karmică în viitor pentru că Dumnezeu ne-a dat un corp fizic de care ne trebuie să avem grijă într-un mod corect. Și apropo, mulți dintre practicanții de yoga practică yoga pentru a-și menține sănătatea în corpul său fizic. Dar dacă sănătatea în sine este singurul scop al practicii de yoga, atunci nu mai este yoga, este doar o gimnastică. Noi trebuie să menținem sănătatea corpului prin asane, pentru că corpul ne oferă posibilitatea să ne dezvoltăm o conștiință spirituală, care este scopul practicii yoga. Și prin urmare, persoana care își vătămează corpul său prin tot felul de gratificări senzuale oribile în modul ignoranței va primi o reacție karmică. Pe lângă aceasta, fiecare gratificare lasă o amprentă, o samskara, care va genera dorința de a repeta această experiență din nou și mintea devine turbată și tulburată din cauza acestor samskara din mintea noastră pe care le-am acumulat vieți și vieți la rând și tot încercând să le gratificăm, încercăm să le satisfacem, din păcate, simțim doar durere și reacții karmice ca o consecință. Al treilea adevăr este: bucuria nu poate aduce satisfacerea unei dorințe. Deci cum Bhagavad Gita, de exemplu, indiferent de câte lemne nu vei arunca în foc, focul va devine doar mai mare. Prin urmare, sunt anumite școli tantrice de yoga care explică că dacă vrei să obții vairagya, atunci trebuie să te bucuri, să-ți bucuri simțurile până la limită încât să-ți fie rău deja de gratificarea simțurilor și atunci vairagya se va trezi în inima ta. Nu este corect. Pentru că scripturile satvice, cum ar fi Bhagavad Gita, explică că acest lucru nu se întâmplă. Cu cât mai multe lemne arunci în foc, cu atât focul devine și mai mare. Și în capitolul 3, în versetul 39, Krishna explică acest principiu lui Arjuna. El îi spune: avritam gyanam etena, gyanino nitya vairina. El îi spune: conștiința pură a entității vii, plină de înțelepciune, ajunge să fie acoperită de eternul său vrăjmaș sub formă poftei trupești, care, pentru că apogeul tuturor bucuriilor în lumea materială este maithuna, deci este pofta trupească, desfrânarea. Și Krishna îi spune lui Arjuna:
această poftă trupească nu se satură niciodată și care arde în continuu ca focul. Da? Avritam Gyanam Etina, ea acoperă conștiința entității vii și Gyanina Nitya Vairana devine dușmanul etern al entității vii, pentru că nu se satură niciodată. Al patrulea adevăr este plăcerea senzorală este inamicul cunoașterii spirituale Brahma Gyana. Și în Bhagavad Gita Krishna explică lui Arjuna, el spune, tot în capitolul 3, în versetul 41, el spune, de aceea, subjugă-l mai înainte de toate pe acest mare simbol al păcatului, adică pofta trupească, care este, încă o dată vreau să spun, regina tuturor bucuriilor senzoriale, drishta și anushravika din planetele superioare, reglementând activitatea simțurilor prin yoga, yoga shchita vritti niroda, stăpânește simțurile, stăpânește vritiurile, stăpânește mintea, tulburările minții prin yoga și în acest mod ucide-l apoi pe acest gyana vigyana nashana, ceea ce înseamnă distrugător al cunoașterii și al realizării de sine. Deci, pofta trupească, plăcerile senzurale, deci ele sunt inamicul cunoașterii spirituale. Un yogin trebuie să aleagă, cum în tradiția bhakti se spune, either kam or shyam. Kama înseamnă pofta trupească, shyama este un nume al divinității. Alegi sau kam sau shyam, deci alegerea este după tine. Vrei bucurie simțurilor, rămâi în ciclul de naștere și de moarte, no problem. Vrei shyam, vrei adevărul absolut, practică vairagya. Al cincilea adevăr este plăcerea senzorală este cauza nașterii și morții. În scripturile vedice sunt sute și mii de versete care explică acest principiu și o să vă citesc doar unul dintre ele din Bhagavad Purana în care se spune Nunam pramatam kurute vikarma. Considerând plăcerile senzorale a fi singurul scop al vieții sale, o persoană devine nebună, pramana, pramata. Iată, noi avem cuvântul mad în limba engleză, ceea ce înseamnă nebunie, care provine de la mada în sanscrită, care înseamnă nebunie, și este legat cu pramata. Deci pramata înseamnă o persoană, din cauza gratificării simțurilor, devine pramata, ceea ce înseamnă complet nebun, și ca o consecință, vikarma este angajat în tot felul de activități vicioase. Pentru că tu, ca să ai acces la gratificarea simțurilor, tu trebuie să fii agresiv, tu trebuie să fii invidios, tu trebuie să faci tot felul de machinații, tot felul de scheme în lumea materială și tu vrei, vrând nevrând, tu te implici în activități nu doar karmice, dar vikarmice, în activități vicioase, păcătoase, care îți generează o karmă urâtă din cauza cărora va trebui să suferi foarte mult în viețile următoare. Și Bhagavad Purana spune mai departe, el nu este conștient că corpul prezent, cauza mizeriei sale prezente, este o consecință al faptelor sale anterioare. Un om inteligent nu trebuie să se implice din nou în plăcerile senzoriale care devin cauza reîncarnărilor permanente în diferite corpuri materiale. Putem să întrebăm, ok, dar dacă nu avem accesul la plăcerile senzorale, atunci la ce avem accesul? Dar vedele explică, asatoma asat gamayo, dacă renunți la asat, dacă renunți la plăcerile senzorale temporare, sat gamayo, vei avea acces la sat. Deci vedele nu încearcă să te limiteze, vedele doar vor să-ți spună, dacă vrei accesul la plăcerea sufletului, care este o plăcere eternă, asatoma, respinge plăcerile temporare. Și atunci satgamayo, vei atinge plăcerea eternă. Al șaselea adevăr este acest corp este doar o bucată de carne, oase și tot felul de mizerii. La începutul practicii mele spirituale, deseori, din păcate, acest gen de afirmații erau cumva tratate într-un mod foarte greșit, mai ales în privința femeilor. Pentru că vedele conțin în sine niște versete în care corpul femeii este descris ca un sac cu tot felul de mizerii. Și bărbații uneori, yoginii începători, brahmacharii, foloseau aceste versete pentru că ei încercau să-și stăpânească simțurile
și ei gândeau că a-ți stăpâni simțurile, a renunța plăcerile senzuale cu femeile înseamnă a batjocori femeile și ale hate. Ponegri, nu știu, ură? Ale urâi, da, ale urâi. Și atunci, ca o expresie al entuziasmului lor yogin, ei foloseau tot felul de versete în care corpul unei femei era comparat cu un sac de carne și oase și tot felul de excremente și așa mai departe. Dar, mai târziu, am aflat că, de fapt, și femeile au o descriere foarte interesantă despre corpul unui bărbat, la care au început și femeile uneori să apeleze când bărbații deveneau aroganți și aveau acest gen de atitudine. Dar, oricum, ideea este că corpul fizic, indiferent de corp de bărbat sau corp de femeie, este doar o bucată de carne, oase și tot felul de mizerii. Și care sunt aceste mizerii este descris de Rukmini Devi, care era una din soțiile lui Krishna. Ea era o yogină desăvârșită, care a atins perfecțiunea spirituală. Și prin urmare, în Bhagavad Purana, ea își împărtășește realizările ei despre corpul fizic. Deci o femeie yogină își împărtășește realizările ei spirituale despre ce de fapt reprezintă corpul nostru fizic, de care noi cu toții suntem foarte atașați. Și iată el, ea într-o discuție cu Krishna în Bhagavad Purana îi spune lui: dragul meu soț, o femeie care nu are gust pentru plăcerea transcendentală disponibilă din contactul tău personal ar trebui să aibă tendința de a accepta soțul ei ca pe cineva care este, din punct de vedere exterior, o combinație de mustață, barbă, fire de păr ale corpului, unghii și fire de păr din cap. Iar în interiorul acestuia există mușchi, oase, sânge, viermi intestinale, fecale, muci, bile și alte asemenea lucruri. De fapt, un astfel de soț este doar un corp mort, dar din cauza lipsei de atracție către forma ta transcendentală, o femeie ignorantă va trebui să accepte aceste combinații de mușchi și urină ca pe soțul ei. O descriere foarte interesantă, pentru că atașamentul față de corpurile noastre fizice reprezintă unul dintre cele mai mari atașamente la care un yogin ar trebui să renunțe. Prin urmare, vedele descriu aceste corpuri care noi le gândim că ele sunt foarte frumoase, dar maestrul spiritual descriu că corpul fizic este un cancer pentru suflet. Nu înseamnă că trebuie să nu avem grijă de el, trebuie să-l urâim sau mai știu eu, nu. Trebuie să avem grijă de acest corp pentru că el este doar un instrument. Dar în sine corpul este o bucată de ignoranță, carne, oase și tot felul de substanțe care le-am enumerat. Dacă n-ar fi acești 2 mm de piele care îl acoperă, el ar fi arătat îngrozitor. Dar doar din cauza celor 2 mm de piele, 2 mm skin beauty, doar din cauza acestei frumusețe de 2 mm, noi ne atașăm de corpul nostru și de corpul soțiilor, soților și așa mai departe. Deci tradiția yogină este foarte clară despre ce reprezintă de fapt corpul nostru fizică. Și trebuie să înțelegem că acest gen de afirmații din scripturile vedice, deci nu reprezintă un gen de sentimentalism cumva pervertit, dar arată o discriminare corectă între materie și spirit, între purusha, suflet, și între corpul lui fizic, care este temporar și care este afectat de ignoranță și pasiune. Și al șaptelea adevăr, și Swami Sivananda explică, el spune: constant concentrează-ți mintea asupra fructelor realizării de sine, al vieții eterne, al sufletului, capabil să atingă prin yoga fericire eternă, pacea supremă și cunoașterea infinită. În Bhagavad Gita avem un verset care explică acest principiu. Krishna îi spune lui Arjuna în capitolul 5, versetul 21: un astfel de om eliberat nu este atras de plăcerile materiale ale simțurilor, ci este mereu în transă, bucurându-se de plăcerea lăuntrică. Deci, iarăși, asatoma sadgamayo. Dacă respingi plăcerile externe, vei avea acces la sadgamayo, la plăcerea interioară, plăcerea internă.
Mritya mam amritam gamayo. Dacă renunți la mritya, la corpul muritor temporar, amritam gamayo, vei avea acces la amrita, la nectarul nemuririi, nectarul beatitudinii eterne. Tamasi ma jyotir gama. Dacă renunți la ignoranța existenței materiale, vei avea acces la lumina realizării spirituale eterne. Deci vedele nu te păcărezi, vedele îți spun, doar alege care dintre aceste lucruri le vrei, pentru că nu poți să stai cu două picioare în două bărci. Alegeți o barcă. Dacă încerci să stai cu picioarele tale simultan în două bărci, te dezbini în două bucăți. Și Swami Sivananda explică la sfârșitul acestei descrieri, el zice, dacă ți amintești întotdeauna despre aceste șapte adevăruri, mintea ta se va detașa în primul rând de pofta trupească, de plăcerile senzoriale și va începe să aspire la opulențele unui yogin, la bogăția interioară al unui yogin, care sunt descrise ca trei calități. Prima este vairagya, ceea ce înseamnă detașarea de viața materialistă, viveka, ceea ce înseamnă discriminarea dintre materie și spirit, dintre minciună și adevăr, și mumukshatva, în final. Mumukshatva înseamnă dorința arzătoare pentru eliberarea din ciclul de naștere și de moarte. Și, prin urmare, Swami Sivananda le recomanda discipolilor săi că în fiecare dimineață, atunci când se trezesc și se dau jos din pat, ei trebuie să-și amintească despre aceste șapte adevăruri. Haideți să discutăm sutra următoare, care este sutra 16, în care înțeleptul Patanjali spune: Tat param purusha khyater guna vaitrishnyam. Cea mai înaltă formă de detașare vine din cunoașterea de sine, momentul în care existăm în conștiință pură, abandonând jocul gunalor, celor trei tendințe ale naturii, cele care pun în mișcare acest univers. Și avem o traducere alternativă. Mai presus decât renunțarea este indiferența față de guna înșiși. Acest lucru provine din percepția sufletului purusha. Deci în versetul anterior noi am avut un gen de vairagya care era vairagya preliminară, care era vairagya teoretică, vairagya care era atinsă printr-un efort conștient, renunțarea care era atinsă printr-un efort conștient. Aici deja înțeleptul Patanjali descrie detașarea care este atinsă atunci, ca o consecință al realizării spirituale, atunci când cineva a atins cunoașterea de sine, purusha khyater, când a realizat sinele, purusha. Și acest lucru este posibil prin renunțarea la modurile naturii, la energie subtilă, energie materială subtilă. Patanjali tot continuă să trimită din nou și din nou prin sutrele sale la cunoaștere de sine. Tada drashtu svarupam. Deci în foarte multe deja, noi suntem doar la sutra 16, dar Patanjali tot timpul ne reamintește despre importanța realizării de sine, care aduce împreună cu sine foarte multe perfecțiuni. Și noi, mulți dintre noi, deci noi cunoaștem yoga ca procesul de uniune, dar Patanjali deseori în Yoga Sutra va face referință la yoga ca la vi-yoga, ce de fapt înseamnă un proces de separare. Separare dintre spirit și materie, dintre suflet și guna, manifestarea energiei materiale. Și aceste guna, ele generează atașamentele noastre grosiere și atașamentele noastre subtile față de materie. Și avem o descriere foarte interesantă dintr-un comentariu al lui Vyasa la aceste versete, în care se descrie cinci stadii de renunțare. Sunt puțin tulburat pentru că, de fapt, eu mi-am scris patru, dar ele, de fapt, sunt cinci. Cinci stadii de renunțare, vairagya, la bucuriile materiale care sunt generate de guna. Și această descriere, de asemenea, a fost folosită de Guruji Iyengar în traducerea sa la Yoga Sutra. Și mai mulți comentatori au elaborat la
adevărurile pe care le-a descris Patanjali în comentariul său la această sutra, în care ei vorbesc și au explicat cinci stadii de renunțare Vairagya. Și deci, de exemplu, să luăm, o să analizăm imediat aceste cinci, dar să luăm ca exemplu, deci ca să înțelegem cum renunțăm, să luăm o plăcere grosieră, stupidă, deci cum ar fi, de exemplu, nu știu, a fuma o țigară sau mâncarea de carne, da? Tot care este o activitate absolut în modul ignoranței care nu-i va permite niciodată unui yogin să atingă realizarea spirituală. Și iată, noi la început depunem un efort pentru a evita țigara sau a evita drogurile sau a evita mâncatul de carne și atingem prima stadie care este numită yatamana, deci când plăcerile sunt active în minte. Noi am renunțat din punct de vedere exterior, dar din punct de vedere interior, de fiecare dată când trecem pe lângă o șaurmărie, atunci aroma aia tamasică a unei șaurmele poate să ne agite mintea și de aceea acest concept al plăcerii senzoriale încă există în minte. Deși din punct de vedere exterior, noi cumva încercăm să ne abținem de la gratificarea grosieră. Încercăm să evităm țigara sau drogurile sau mâncatul de carne sau bierea sau mai știu eu, orice lucru stupid în această lume materială. Și iată, la acest nivel se spune că mintea și simțurile doresc încă să fumeze, doresc să mănânce carne, dar noi ne abținem. Da? Și în interiorul nostru are o luptă interioară, da? O luptă cu simțurile, o luptă activă în care noi depunem un efort să ne stăpânim, să ne controlăm simțurile și poate uneori pierdem această luptă, dar în fine noi continuăm lupta mai departe. Ca să ajungem la al doilea nivel de detașare care se numește Vyatireka, ceea ce înseamnă calmarea simțurilor, când simțurile deja nu mai cer într-un mod activ să fumeze sau nu mai cer simțurile, limba nu mai cere acel gust al cărnii sau al berii sau al altor substanțe stupefiante, dar deși simțurile puțin s-au calmat, mintea încă mai menține conceptul de raga, conceptul de atracție față de gratificarea simțurilor. Și, cu alte cuvinte, pornirile minții de a se gândi la aceste plăceri încă nu sunt stăpânite, nu sunt curmate. Aceasta este Vyatireka. Treptat, yoginul învață să-și stăpânească pornirile simțurilor și atinge al treilea nivel de renunțare de Vairagya, care se numește Ekendriya. Și Ekendriya înseamnă calmarea minții. Indriya înseamnă simțurile și cel mai important simț al nostru este mintea. Mintea este mama tuturor simțurilor. De aceea Ekendriya, de la cuvântul Eka, ceea ce înseamnă unul. Deci ați stăpâni complet simțurile, ați stăpâni mintea, Ekendriya. Este nivelul la care nici simțurile, nici mintea nu mai dorește țigări, nu mai dorește iarbă de fumat sau carne sau droguri sau alte lucruri, dar avem aici o problemă. Aici mintea este calmă, simțurile sunt calme, dar intervine ego-ul, intervine ahankara. Și noi devenim foarte mândri de faptul că noi am fost capabili, suntem capabili să ne stăpânim simțurile și ne uităm așa cu un aer de sus la colegii noștri care încă mai mănâncă carne sau care încă mai fumează și ne uităm la ei ca la niște decăzuți și niște nenorociți. Noi deja am atins satva guna, am atins modul bunătății. Și pentru această stare de spirit, Ishvara, persoana divină, îi pedepsește pe yogin, pentru că Ishvara nu suportă ego-ul. Prin urmare, sunt foarte mulți yogini care decad din cauza acestui gen de mândrie. Și ca o consecință a faptului că noi am dezvoltat acest gen de mândrie, noi poate am respins raga. Raga înseamnă, sunt acele două manifestări, deci avem raga și dveșa. Raga înseamnă atașamentul și dveșa înseamnă repulsia. Noi am fost capabili să respingem raga, ceea ce înseamnă atașamentul, dar la nivelul Ekendriya noi încă nu suntem capabili să respingem repulsia. Noi, într-un mod demonstrativ, trecem pe lângă șaurmele cu nasul închis sau noi îi atacăm într-un mod foarte dur
pe oamenii care nu sunt vegetariani sau noi atacăm pe oameni mult, foarte dur, pe cei care încă consumă droguri și așa mai departe. Deci noi avem acel aer de mândrie sau noi cu aroganță ne uităm la alți oameni care încă duc un mod materialist de viață. Deci noi am învățat două, trei lucruri acolo să stăpânim din simțurile noastre și imediat devenim aroganți. Deci am scăpat de raga, dar n-am scăpat de dveșa, de repulsie la aceste plăceri. Dar treptat controlându-ne simțurile și mai ales pornirile minții, treptat noi atingem al patrulea nivel care se numește Vashikara, ceea ce înseamnă eliberarea de toate dorințele. Și Vashikara înseamnă eliberarea de dorințele, în primul rând, de dorințele grosiere. Mintea devine liberă atât de atracție, raga, cât și de repulsie, dveșa, dar încă mai menține memoria despre aceste plăceri. Deci, cu alte cuvinte, rădăcinile subtile încă nu au fost purificate, încă nu au fost smulse din Hridaya Bhumika, din conștiința noastră, din inima noastră. Rădăcinile subtile încă mai rămân, conceptele despre gratificare simțurilor mai rămân. Și aici yoginul trebuie să fie foarte atent. Krishna spune în Bhagavad Gita Sangat Sanjayate Kaman, pentru că prin contactul cu simțurilor, cu obiectele simțurilor, imediat apare sanga, apare atașamentul și yoginul poate să decadă de pe calea avansului spiritual pentru că va deveni pradă tentațiilor sale. Și iată, după ce dorințele grosiere au fost distruse, dar la început, deci el respinge dorințele grosiere, cum ar fi, de exemplu, dorința de a se asocia cu sexul opus, mâncarea de carne, mâncaruri, băuturi, dorința de putere, dorința de influență. Deci astea sunt lucrurile grosiere de care un yogin s-a purificat. Treptat, el trebuie să se purifice și de lucrurile mai subtile din inima sa. Deci Vyasa explică în comentariul său. De ce aici eram confuzionat? Pentru că el explică patru niveluri de renunțare, pe când comentatorii după Vyasa descriu cinci niveluri de renunțare și Vyasa explică că yoginul trebuie să atingă vairagya la început de dorințele grosiere, care sunt dorințele generate de modul ignoranței și de modul pasiunii, cum sunt iarăși sexul, mâncatul, băutura, puterea, influența. Și după aceea el trebuie să-și purifice, să renunțe la dorințele subtile, dorințele materiale subtile, cum ar fi, în primul rând, kanaka. Kanaka înseamnă dorința de a avea resurse, de a avea bani. Kamini înseamnă dorința de a fi adorat de mase, de a fi adorat de urmași. Și pratiștha înseamnă mândria. Mândria, deci când cineva devine mândrul, cineva devine atașat față de reputația de a fi un mare guru, față de reputația de a fi un yogin foarte recunoscut, care are foarte mulți followers pe Facebook sau pe YouTube, mai știu eu, pe undeva, are foarte mulți urmași, deci are o reputație de o persoană cu o școală foarte, foarte mare de adepți. Și această stare de spirit se mai numește Guru Abhiman. Deci Guru Abhiman înseamnă un gen de ego, eu sunt un guru, eu sunt un yogin foarte desăvârșit. Și pratiștha înseamnă mândria, dar pratiștha mai înseamnă narcisismul spiritual care include în sine dorința de a avea un număr mare de discipoli, atașamentul față de onoare și de respect și de asemenea la pratiștha se mai referă și repulsia față de onoare și de respect. Deci pentru că sunt unii guru care cad într-o extremă, prima extremă este ei sunt foarte atașați de urmașii săi, de adoratorii săi, de resursele sale, de banii săi, deseori ei devin pradă femeilor. Și o altă extremă este extrema când omul complet își dezvoltă o repulsie artificială față de onoare și respect și față de bani și față de resurse. Cum iată, de exemplu, deseori oamenii invidioși, ei le reproșează unor maestri spirituali. De ce, Swamiji, de ce purtați un ceas? Sau, Swamiji, de ce zburați cu avionul? Sau, Swamiji, de ce trăiți într-un apartament? Trebuie să trăiți sub un copac sau undeva, mai știu eu. Nu, deci Swamiji și ei sunt ființe umane și ei nu trebuie să cadă nici într-o extremă, nici în prima extremă, atașamentul, nici în raga și nici în
alta extremă care este dvesha. Dvesha este repulsia față de aceste lucruri, pentru că și una și alta sunt două fațete ale unei aceeași monede, care este moneda atașamentului față de plăcerile materiale. Și iată, când yoginul s-a purificat de toate aceste atașamente grosiere și subtile, el atinge al cincilea stadiu de renunțare, care este numit paravairagya. Paravairagya înseamnă eliberarea absolută de dorințe și repulsii. Și iată, aceasta este vairagya adevărată. Aceasta este renunțarea adevărată, când apare vaitrișnea, indiferența față de guna. Cuvântul vaitrișnea e foarte interesant, el provine de la cuvântul trișna. Avem în Bhagavad Purana asat trișna, asat trișna. Nivrita tarșairu pagia manat bavaușo da ciotra manobire agmat. Sunt foarte multe versete în sanscrită care folosesc acest cuvânt. Trișna înseamnă sete. Sete, un atașament foarte profund față de gratificarea simțurilor, care este generat de modurile naturii materiale. Vaitrishnyam înseamnă indiferență totală față de guna, față de orice atașament material grosier, subtil, care este drishta, care este văzut, perceput în viața prezentă, sau care este anushravika, care, despre care putem să auzim din scripturile vedice, sunt plăcerile din planetele superioare. Și acest gen de vairagya, paravairagya, este atins prin purusha khyati, ceea ce înseamnă conștientizarea sinelui. Dacă primele patru, noi depunem un efort, atingem aceste lucruri prin propria noastră inteligență materială, paravairagya, eliberarea absolută este atinsă la nivelul spiritual atunci când sufletul nu se mai identifică cu corpul său fizic. Și haideți să trecem la următoarea sutra, mai avem puțin timp, următoarele de fapt sunt sutra 17-18, în care înțeleptul Patanjali spune, el vorbește despre două tipuri de samadhi și el spune, sampragyata samadhi este starea însoțită de raționament, reflecție, beatitudine și sentimentul individualității. Sutra 18. Celălalt, asampragyata samadhi, în care rămân doar întipăririle, este precedat de o practică susținută de oprire a conținutului minții. Aici aș vrea să menționez un lucru. Samadhi este aspectul pozitiv al yogai, pentru că aspectul negativ a fost descris anterior, în a doua sutra, în care înțeleptul Patanjali a definit yoga ca yoga shchita vritti niroda. Yoga este stăpânirea vritiurilor. Deci el a descris yoga din punct de vedere negativ. N-am mai discutat acest moment în discuțiile anterioare. Aici, în sfârșit, înțeleptul Patanjali dă o definiție pozitivă a ceea ce este yoga. Yoga este samadhi, atingerea stării de samadhi. Samadhi înseamnă multe lucruri, dar în primul rând, în acest context, samadhi înseamnă o minte fixată. Samadhi, ti înseamnă inteligență sau minte și sama înseamnă o inteligență sau o minte fixată. În Nirukti, în dicționarul vedic, se mai dă următoarea definiție de samadhi, în care se spune samyag abhiyete smin atma tattva yathamayam. Când mintea stă niclintită pentru a înțelege sinele, se spune că aceasta este samadhi. Sama mai înseamnă, cum am menționat, ceea ce înseamnă egal sau echilibrat, și dhi se referă la minte sau la intelect sau la conștiința înțelepților. Samadhi înseamnă a atinge aceeași conștiință care a fost atinsă de înțelepții din trecut. Dar în Bhagavad Gita, Krishna menționează un lucru foarte important, el spune samadhi, această stare de conștiință a minței concentrate sau a minței iluminate, nu este posibilă pentru cei care sunt atașați de boga și aishvarya. Boga înseamnă bucuriile simțurilor despre care am vorbit anterior, și aishvarya înseamnă bogăție sau opulență. Și el spune, boga aishvarya prasaktanam taya pahrita cetasam veava sayatmika budir samadau na vidhiyate. În mințile celor ce sunt prea atașați de plăcerile senzoriale și bogățiile materiale și care sunt tulburați de aceste lucruri, boga aishvarya prasaktanam,
Hotărârea neclintită, Vyavasayatmika Buddhi. Vyavasaya înseamnă o hotărâre neclintită. Buddhi înseamnă o inteligență concentrată pe calea spirituală. Nu are loc. Samadau navidiete. Concentrarea sau atingerea iluminării nu are loc în mintea unei persoane care încă este atașată de boga, bucurile senzuale și aișvarea de opulențele materiale. Și aici, deci, înțeleptul Patanjali descrie două stări de samadhi, sampragyata samadhi, cea care câteodată vine, câteodată este întreruptă, este un gen de samadhi care este atinsă printr-o meditație care folosește un suport, o să vorbim mai târziu despre acest gen de meditație, și asampragyata samadhi, care nu este niciodată întreruptă, mintea rămâne complet fixată, în care meditația nu folosește niciun obiect și care duce la cunoașterea lui Purusha, cunoașterea sufletului sau al conștiinței, care este descrisă în următoarea sutra. Deci să vedem ce spune următorul verset, care este versetul 19. Patanjali spune: extazul care provine din a cunoaște ce înseamnă existență este specific celor care și-au transcens corpul său sau celor care s-au reintegrat în natură. Și avem sutra 20, în care Patanjali spune: Shraddha virya smriti samadhi pragya purvaka itaresham. Asampragyata samadhi este precedat de credință, forță, reamintire, concentrare și conștientizare. Deci, pentru a atinge samadhi, la început, trebuie să atingi niște calități. Și eu vreau să vă spun că eu, în mod deslușit, în mod intenționat, nu vreau să vorbesc foarte mult despre samadhi. În primul rând, nu am nicio pretenție că am atins samadhi. În al doilea rând, pentru majoritatea dintre noi, samadhi în prezent încă este un concept și va rămâne o noțiune foarte teoretică încă pentru o perioadă foarte mare de timp. De ce eu aș vrea mai mult să vorbesc în acest seminar despre procesul prin care sau despre metodele prin care putem să atingem samadhi și să vorbim mai mult despre instrucțiunile practice, cum putem să ajungem la samadhi și nu despre încercarea de a poza că, știți, eu am atins samadhi și acum o să vă explic care este diferența dintre sampragyata samadhi și asampragyata samadhi și intrăm în tot felul de noțiuni sălbatice în care oamenii își pierd orice fascinație de yoga pentru că nu înțeleg nimic din aceste discuții teoretice, pentru că oamenii care le prezintă niciodată n-au atins samadhi. Majoritatea dintre ei, nu spun că toți dintre ei, dar majoritatea dintre ei sunt doar ponturi. Prin urmare, deci vom vorbi mai mult, ne vom opri la discuția despre lucrurile care conduc la samadhi. Și înțeleptul Patanjali vorbește aici despre, în primul verset, el vorbește despre bhava, yogină, ceea ce înseamnă o anumită stare extatică. Aș putea să vorbesc mai mult despre aceste stări extatice. Bhakti yoga le descrie foarte mult ce înseamnă bhava. Yoga bhavati dukkha, în Bhagavad Gita Krishna de asemenea menționează această yoga bhava sau stare de spirit extatică a unui yogi care este atinsă prin yuktahara viharascha yoga, yukta cetasya karmasu, yukta svapnava bodhasya, yoga bhavati dukkha. Deci yoginul prin practica sa, prin echilibrul său în viață, el atinge această yoga bhava sau extazul unui yogin desăvârșit. Dar pe moment aș vrea să mai menționez încă o dată acest lucru, că o să citesc un citat. Haideți să citesc un citat mai bine. La fel precum simbolurile unei hărți denotă entități mult mai mari decât ar putea fi evidente din semnele simple în sine, cercuri, patrate, triunghiuri, și avertizează călătorul despre ceea ce trebuie să se aștepte pe drumul care urmează. Termenii tehnici din aceste sutra, cum ar fi sampragyata samadhi, asampragyata samadhi, bhava și așa mai departe, pratyaya, videha, prakriti, layanam, toate aceste termene reprezintă stări elevate de conștiință mult dincolo de cele ale conștiinței umane obișnuite. Astfel, aceste descrieri sunt dincolo de înțelegere teoretică. Această descriere reprezintă un ghid simplificat
despre experiențele meditative care vor fi întâlnite de yoginii avansați pe traseul realizării sinelui atunci când ei vor atinge aceste stele. Deci putem să vorbim foarte mult despre ce este înghețată, dar dacă niciodată n-am mâncat înghețată, n-avem cum să explicăm ce reprezintă înghețată. În mod similar, cei care niciodată n-au atins samadhi, n-au cum să explice ce înseamnă samadhi, prin urmare nu pretind că am atins samadhi și n-aș vrea să mă opresc foarte mult la aceste discuții. Dar haideți să vorbim despre calitățile care conduc la samadhi. Și în Sutra 20, înțeleptul Patanjali descrie cinci calități care sunt necesare pentru atingerea de samadhi. Și acestea sunt cinci calități care trebuie să fie dezvoltate și în același timp ele reprezintă cinci semne ale ascensiunii sau ale avansului spiritual pe calea transformatoare. Și prima calitate este Shraddha. Shraddha înseamnă credință. Shraddha în sanscrită înseamnă credința, înseamnă stare de spirit în care tu îți depui inima într-o anumită acțiune sau într-o anumită activitate. Deci asta înseamnă Shraddha. Shraddha shabde vishvasa kohe sudrida nishchoi. Shraddha, după definiție, este sudrida, este convingerea fermă că practicând această cale spirituală, eu neapărat voi atinge perfecțiunea spirituală, indiferent de cât timp va dura calea avansului meu spiritual. Și în Yoga Sutra, în comentariul său la Yoga Sutra, la aceste sutra, Vyasa spune, el dă o definiție foarte interesantă a ceea ce este Shraddha, este versetul pe care îl vedeți pe monitor. El spune, Shraddha cetasa samprasada sahi jana niva kalyani yoginam pati. Shraddha acționează ca un binefăcător al yoginilor sau ca o mamă atentă care își protejează copiii până la sfârșitul căii sale spirituale. Cu cât credința noastră devine mai profundă, cu atât inima noastră se sprijină mai mult pe calea care duce la perfecțiunea spirituală. Și îmi place foarte mult cum vrea să descrie Shraddha ca pe o mamă. O mamă care își protejează copilul, yoginul, care urmează această cale. Deci neapărat trebuie să dezvoltăm Shraddha. Și apropo vreau să spun Shraddha, credința pe cale de yoga, credința pe cale avansului spiritual este dezvoltată din Svadhyaya, din studiul scripturilor, dar despre asta o să vorbim mai târziu puțin. Din Svadhyaya și din Satsanga, din studiul scripturilor și din asocierea cu sadhu și cu persoanele desăvârșite spiritual. A doua calitate foarte importantă pentru a avansa pe calea spirituală, pentru a atinge samadhi, este virya, ceea ce înseamnă calitatea eroului spiritual. Și știm cu toții, suntem bombardați constant de lene, de letargie, de inerție, de imobilitate. Corpul nostru, dacă l-am lăsat în pace, el doar s-ar prăbuși undeva mort, s-ar prăbuși undeva să doarmă, să nu se miște niciodată. Asta este starea aceasta inertă al corpului nostru, pe care trebuie să-l mișcăm tot timpul ca el să rămână apt. Și în calea avansului nostru spiritual, în acest sens, noi întotdeauna trebuie să luptăm cu inerția corpului, cu inerția minții, manda sumanda mataya, manda bhagya, upadruta, cu lenea intelectuală, cu lenea spirituală. Și fără calitate de virea, ceea ce înseamnă calitatea unui erou spiritual, există acest concept în cercurile New Age de spiritual warrior, care provine din yoga, de fapt. Deci un războinic spiritual care trebuie neapărat să aibă calitatea de virea. Virea înseamnă a fi un erou. Un erou care este gata să se confrunte cu cele două armate care luptă în interiorul lui. Deci este armata liniștii și armata agitației constante. Este influența cunoașterii de sine și este influența uterii de sine. Deci două forțe se luptă în interiorul nostru. Sau este forța ascendentă, forța modului bunătății și forța descendentă, care este forța modului ignoranței și al pasiunii. Cu fiecare meditație, cu fiecare succes pe care îl atinge yoginul în practica sa spirituală, el acumulează o putere. Virea mai înseamnă încă o putere.
putere spirituală. El acumulează tot mai multă putere care îi permite lui să lupte cu acești dușmani interiori. A treia calitate este smriti. Smriti înseamnă amintirea de sine. Și, în general, yoginii descriu că existența materială sau scufundarea în materie ca o uitare de sine, o uitare a adevăratei noastre naturi. Și pe calea avansului spiritual este foarte important să ținem minte. Aham Brahmasmi, eu sunt Brahman, eu sunt spirit, eu sunt suflet. Și trebuie constant să ne aducem aminte despre acest adevăr care ne va permite să depășim foarte multe obstacole pe calea avansului spiritual. Patra calitate este samadhi, abilitatea de a concentra mintea sau samadhi uneori se mai descrie ca calitatea naturală a conștiinței sau a minții. Mintea, atunci când nu este afectată de modurile naturii materiale, ea de fapt este calmă. Ea întotdeauna rămâne calmă în stare de samadhi. Și pragya înseamnă conștientizare. Conștientizare, deci noi trebuie să nu ne angajăm în practica spirituală într-un mod mecanic, noi trebuie să fim conștienți de care este scopul final al practicii noastre, care este practica corectă al practicii noastre spirituale. Și în Bhagavad Purana, Krishna dă o descriere foarte interesantă în care el spune, desfășurându-și activitățile karmice în această lume, uneori oamenii înțeleg ceea ce fac, alteori nu înțeleg. Cei care sunt conștienți de sensul acțiunilor sale obțin succes în activitate, în timp ce oamenii ignoranți sunt lipsiți de bunăstare. Deci în măsura în care o persoană este conștientă de activitățile pe care le face, mai ales pe calea avansului spiritual, el atinge perfecțiunea. Și mai avem câteva minute. Aș vrea să povestesc o mică povestire în referință la această calitate de virea, care este calitatea eroului spiritual, calitatea unei persoane care luptă pentru avansul său spiritual, care luptă pentru ascensiunea sa pe calea transformatoare de yoga. Este o calitate foarte importantă, pe lângă shraddha, credință, și pe lângă alte calități care sunt descrise în acest verset. Dar avem un exemplu foarte frumos, este exemplul lui Shaubari Rishi, un înțelept care este descris în Bhagavad Purana, care arăta ce înseamnă a fi un erou adevărat pe calea avansului spiritual, chiar și în ciuda unor eșecuri care pot să se întâmple în această cale. Shaubari Rishi, deci el era un mare înțelept, el este menționat în Rig Veda, există chiar o mantră care este numită Shaubari Sutra în Rig Veda. Și Shaubari se descrie că el a obținut yoga chitta vritti niroda, deci el a atins stăpânirea completă a fluctuațiilor minții. Pentru a atinge această stare de chitta niroda, el obișnuia să se cufunde în râul Yamuna și se mediteze la fundul acestui râu. Te vedem poza aici din stânga cu Shaubari care stă la fundul râului Yamuna. Și ori el medita timp de perioade atât de lungi încât corpul lui se acoperea cu tot felul de plante subacvatice care începeau să crească pe corpul lui, se împleteau în părul lui și așa mai departe. Dar în același timp el își stăpânea complet prana, aerul vital din corpul său, el rămânea neclintit, el a atins samadhi, deci el a atins dharana, samadhi și așa mai departe. Și într-o zi, Bhagavad Purana povestește cum Shaubari Rishi, pentru câteva clipe, a decis puțin să-și deschidă ochii puțin mai mult, pentru că de obicei Bhagavad Gita, capitolul 6, descrie că ochii nu trebuie să rămână închiși în timpul meditației, pentru că yoginul are tendința să adoarmă dacă ochii sunt închiși. Prin urmare, ochii trebuie să fie fixați pe vârful nasului, care e un lucru dureros la început. Și ochii trebuie să fie semi-închiși, semi-deschiși. Și iată, Shaubari, pentru a se odihni, pentru a-și odihni puțin ochii, a decis să-i deschidă puțin mai mulți.
Și iată, chiar în fața nasului lui, el a văzut doi peștișori care se împerecheau. Nu știu ce s-a întâmplat cu șovarii rișii, dar exact în momentul acela, din cauza Sangat Sanjaya Tekaman, din cauza faptului că simțurile lui au intrat în contact cu obiectele simțurilor, această viziune, această vedere cu doi peștișori care se împerecheau, această scenă i-a trezit în mintea lui imediat, i-a trezit niște samskarauri, niște amprente despre viața sexuală și l-a copleșit pe șobare cu dorința vieții sexuale. În Bhagavad Gita, în capitolul 2, Krishna îi spune lui Arjuna: simțurile sunt atât de puternice și nevalnice, o Arjuna, încât duc cu forță chiar și mintea omului cu discernământ, care se străduiește să le stăpânească. Ce a făcut Shobhari Rishi? Deci el a nebunit, el a decis să-și abandoneze practica sa spirituală și a ieșit la suprafața apei, a ieșit pe malul râului Yamuna, este un râu sacru, după Gange este considerat al doilea râu sacru în India. Și Shobhari a decis: vreau să mă angajez în activități sexuale, vreau să mă căsătoresc, vreau să am soții. Și Shobhari a auzit că exista un rege, numele lui era Mandata, era regele regatului Ayodhya, în care s-a născut Ramachandra, avatarul domnului Vishnu, Rama. Și acest rege, Mandata, era un rege foarte nobil, un rege foarte pios, care avea 50 de fiice. Și Shobhari a decis: hai să vin la regele Mandata ca să-i cer mâna măcar unei fiice, ca să am o soție, ca să-mi gratific simțurile. Și iată, Shobhari a venit la palatul regelui, a avut o mică discuție și în final Shobhari îi prezintă dorința sa regelui și îi spune: o rege, eu aș vrea să mă căsătoresc cu una din fiicele tale, te rog să-mi oferi în dar una din fiicele tale. Și atunci regele era foarte uimit, pentru că s-a gândit: Doamne, un yogin bătrân care a meditat cine știe câte sute de ani la fundul râului Yamuna, acum corpul lui este îmbătrânit, este acoperit cu aceste plante acvatice, deci vă dați seama ce culoare a pielii trebuia să aibă în Shobhari după sute de ani de meditație sub apă. Și atunci regele s-a gândit: Doamne, acum nu știu ce să fac, pentru că el vrea să se căsătorească cu una din fiicele mele, fiicele mele sunt tinere. Și regele și-a dat seama că dacă va refuza, cel mai probabil Shobhari îl va blestema. În același timp, el nu vroia să impună fiicelor sale ca ele să se căsătorească sau una dintre ele să se căsătorească cu Shobhari. Și atunci regele și-a folosit inteligența și a spus: uite, mie îmi pare foarte rău cu Muni, dar hai să facem așa. Deci dacă una din fiicele mele va dori să se căsătorească benevolent singură, deci de la propria ei dorință va dori să se căsătorească cu tine, atunci nicio problemă, o să sărbătorim o nuntă. Și Shobhari a înțeles mintea regelui și a înțeles că regele are un plan. Ideea era că dacă Shobhari vine în forma aceasta, în fața fetelor, fetele se vor speria și vor spune: no way, deci nu vrem să ne căsătorim cu un yogin bătrân și un yogin care avea un corp, vă dați seama. Și Shobhari atunci și-a folosit puterea sa mistică, Siddhi, pentru a-și regenera corpul său, toate meritele sale spirituale pe care el le-a generat prin tapas, prin asceze, prin vairagya, prin renunțare, prin dhyana, prin meditație, prin samadhi, toate meritele alea le-a acumulat împreună și le-a folosit pentru a-și regenera corpul său fizic. Și corpul lui a devenit un corp foarte, foarte frumos. Și iată, după o perioadă de timp, după câteva zile, Shobhari vine la palatul regelui. Regele este foarte uimit, îl întreabă pe acel prinț, el era îmbrăcat ca un prinț și îl întreabă: o, prințule, cine ești? Și Shobhari se uită la rege și îi spune: rege, nu mă recunoști, eu sunt Shobhari Rishi. Atunci regele a înțeles ce s-a întâmplat și le-a invitat pe fiicele sale. Fiicele au apărut în fața lui Shobhari și toate 50 au spus: noi vrem să ne căsătorim cu acest prinț. Nu contează cine este el, nu contează că
a avut recent un cor bătrân. El este atât de frumos, atât de atractiv, încât noi vrem să ne căsătorim. Și iată, Shaubari s-a căsătorit cu 50 de fete, Shaubari a avut foarte mulți copii, Shaubari la un moment dat a avut foarte mulți nepoți și la un moment dat, clic, iarăși acea samskara de vairagya s-a trezit în inima lui. Și Shaubari s-a trezit ca dintr-un somn, cum upanishadele spun, Utishta jagratam prapyam varam nibodat, shurasa dara nisitam duratya. Fii atent, trezește-te din existența somnului material și urmează calea avansului spiritual cu atenție, nu comite ofense, pentru că calea avansului spiritual este ca un cuțit foarte ascuțit, o mișcare neatentă și te-ai tăiat. Și de fapt se spune că Shaubari, el a decăzut de pe calea de yoga, el a devenit un yogin decăzut, yoga brashta, din cauza că el l-a ofensat pe Garuda, pe pasărea Domnului Vishnu, și din cauza acestei ofense, el a primit o reacție karmică în forma acestor samskaruri care s-au trezit în inima lui atunci când el a văzut doi pești care se împerecheau. Și atât la un moment dat, când reacțiile lui pentru acea ofensă au fost epuizate, Shaubari s-a trezit din punct de vedere spiritual. Shaubari s-a trezit și atunci el a spus următoarele cuvinte pe care vreau să le citesc și închei discuția de astăzi. El spune: Aho imam pasyata me vinashanam. O oameni buni, acei dintre voi care planificați să atingeți fericirea prin achiziții materiale, aveți grijă. Uitați-vă la degradarea mea, unde eram și unde sunt acum. Am creat 50 de cadavre prin puterile yoghine. Da, încă un lucru. Shaubari a generat prin puterile sale mistice 50 de corpuri frumoase cu care se bucura cu fiecare dintre soțiile sale, simultan. Fiecare soție avea palatul său, avea anturajul său și așa mai departe. Deci era puterea lui mistică. Și, prin urmare, el spune aici: Uitați-vă la degradarea mea, unde eram și unde sunt acum. Am creat 50 de cadavre prin puterile yoghine și am trăit cu 50 de femei timp de mii de ani. Și totuși, simțurile mele nu au fost satisfăcute. Și au continuat să-mi consumi energie fizică și mentală în continuare. Deci, țineți minte despre căderea mea și nu vă pierdeți timpul vieții umane în gratificarea deșartă a simțurilor și dezvoltați cât mai repede vairagya, dezvoltați cât mai repede detașarea de aceste atașamente ale vieții materialiste care ne derutează de pe calea avansului spiritual. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Data viitoare o să continuăm cu Sutra 21, în care înțeleptul Patanjali vorbește despre care este practica prin care cineva poate să atingă samadhi sau concentrarea minții sau iluminarea cel mai repede, cel mai rapid. Și el va vorbi despre trei tipuri de practicanți și de asemenea sper să ajungem la următoarele versete în care deja Patanjali va introduce conceptul de Ishvara, conceptul de divinitate, care va fi un subiect foarte interesant de abordat în cadrul acestui seminar. Mulțumesc mult pentru atenție. O să fac stop share și acum dacă aveți ceva întrebări, o să fiu foarte bucuros să vă răspund la ele. Am eu o întrebare, Radha Govinda. Mulțumim mult pentru lecție. Întrebarea e legată de unul dintre cele șapte adevăruri vitale de ținut minte. Ne-a spus că o sămânță de plăcere vine cu un munt de durere. Și vreau să vă întreb dacă ați putea să ne dați mai multe detalii legate de reacțiile karmice atunci când, de exemplu, nu respectăm principiile regulatoare legate de viața sexuală și așa mai departe. Ca să puteți să ne ziceți care sunt acele neplăceri care vin pentru un dram de plăceri. Uitați-vă, cele două secunde de plăcere sexuală în care
bărbatul își pierde ogea sau virea și femeia își pierde ogea, deci își pierde fluidele sale. Ca o consecință a acestor două secunde de plăcere, deci tratatele Yogine descriu că bărbații își pierd energia sa vitală, prana. Acea substanță care este pierdută în timpul actului sexual se spune că pentru a genera o picătură de spermă organismul trebuie să consumă 100 de picături de sânge. Și atât în Ayurveda și în alte tratate yogine sunt tot felul de acest genul de descrieri în care se povestește despre consecințele, de exemplu, activității sexuale nestăpânite, necontrolate, în care, pe lângă energia vitală, bărbatul își pierde în primul rând, deci el își pierde prana, el își pierde abilitatea de a rămâne concentrat, el își pierde memoria și el își pierde acea energie, iată, știți, sfinții au în jurul lor acel nimb, da? Acea strălucire, cum sunt pictate pe diferite... Aureola. Aura. Aură, da. Acea aură, scripturile yoghine spun că cu cât yoghinul este mai stăpânit de sine, cu atât aura aceasta este mai intensă, mai iluminată, mai concentrată, datorită puterii pe care le obține doar datorită stăpânirii pornirii sexuale. Și iată, orice gratificare de simțuri pe care noi o facem într-un mod așa foarte, foarte ușor, când mâncăm prea mult, de exemplu, sau dormim prea mult, aceste lucruri au un impact asupra sănătății noastre fizice, asupra corpului nostru subtil, asupra minții noastre, adică asupra abilității noastre de a rămâne concentrați în practica meditativă și plus mai creează și o samskara, o impresie, o amprentă subtilă care ne stimulează din interior să mai repetăm încă o dată această experiență. Și de ce? Ok, tu vrei să fumezi țigări? Nicio problemă. În tinerețe voi puteți să le fumați. Dar eu am avut unchiul meu care a murit din cauza țigărilor. Eu știu ce înseamnă lucrurile astea. Deci era un bărbat super puternic, super tare din sine, pe care m-a crescut în copilărie. Era unchiul meu cel mai iubit, de care eram foarte atașat. Și după 2 ani, deci când l-am văzut, era deja pragul de moarte. Era o persoană care era complet, a rămas doar carne și oase din el din cauza cancerului pe care l-a primit de la țigări, ca o consecință a fumatului. Și atât toate gratificările simțurilor în cadrul existenței materiale, deci ei au acest efect secundar despre care nu prea se vorbește. Dar yoginul prin viveca, prin discriminare, el trebuie să le vadă, pentru că asta este o manifestare a inteligenței spirituale. Așa se trezește inteligența spirituală al unui yogin când el trebuie să vadă care este efectul secundar al acestor gratificări de simțuri. Și dacă revenim la bucuria sexuală, deci sunt cărți întregi scrise de yogini serioși, nu vorbesc despre yoginii neserioși care sunt o mulțime, inclusiv în România, care tratează brahmacharya ca iubirea față de sine sau alte tot felul de tratări de acest gen. Deci vorbesc despre yoginii serioși, cum era chiar Guruji Iyengar sau Swami Sivananda, care vorbeau despre brahmacharya, despre importanța stăpânirii pornirii sexuale pentru avansul spiritual și pentru atingerea de samadhi. Și ei descriu în cărțile sale foarte multe efecte benefice de la brahmacharya, că o persoană este capabilă să-și dezvolte țesăturile fine ale creierului său, lucru care îi permite să-și dezvolte memoria, să-și dezvolte concentrarea, să-și dezvolte demnitatea, să-și dezvolte abilitatea de a stăpâni alte porniri din corpul său interior, din corpul său și așa mai departe. Sunt foarte multe beneficii acum, cred că nu o să intru în detalii mari, dar fiecare gratificare pe care o avem în cadrul lumii materiale are o consecință. Și mai ales gratificările este grosiere, cum ar fi fumatul, băutul, pe lângă reacțiile karmice care vor veni în viitor, deja în viața prezentă noi vom primi reacții karmice în formă deteriorării sănătății.
și deteriorării abilității de a rămâne concentrați în practica noastră spirituală. Mulțumesc! Aș fi avut eu o întrebare. Îmi notasem aici că ați menționat de dorințele grosiere și subtile și nu am înțeles de ce banii intră la dorințe subtile, pentru că am văzut în partea cealaltă dorințele grosiere, puterea și influența și de obicei ele sunt legate. Vrei putere și de obicei vrei influență, trebuie cumva, nu știu, sunt legate de bani. Așa le văd eu, dar nu vorbim, cred că, de putere spirituală. Nu vorbim despre putere spirituală, deci Kanaka este cumva un atașament puțin mai subtil, pentru că înseamnă atașamentul de a posedea resurse. Deci este, cum se spune, este sentimentul ăla că eu controlez lucrurile. Deci sentimentul de control al resurselor, despre asta se vorbește. Nu este sentimentul ăla grosier de a avea bani și de a cheltui pentru lucruri stupide, dar sentimentul ăla fals de safety, cum se spune, de siguranță, de siguranță. La care îți acordă banii, despre asta se vorbește. Uh-huh. Mulțumesc. Și mai am o întrebare. Ideea e foarte interesantă. Deci yoginul la început trebuie să-și dezvolte o vairagya, o renunțare la lucrurile grosiere, care devin cauza reacțiilor karmice, deteriorării sănătății, deteriorării capacității de a rămâne concentrat și după aia de lucrurile subtile, care eu sincer să spun, până când am început să practic Bhakti Yoga, niciodată nici nu mi-a trecut prin cap că banii reprezintă o anumită problemă din acest punct de vedere sau oamenii cum sunt starurile din Hollywood sau starurile în muzică pop sau muzică rock, asta este sensul vieții lor, ca ei să devină foarte faimoși. Pe când faima este un obstacol în calea avansului spiritual. Pentru că tu încerci să controlezi energia materială sau să te atașezi de energia materială la un nivel foarte subtil. Da? Și de aceea Patanjali și înțelepții yoghini ne spun, fiți atenți, există atașamente grosiere de care e ușor să te purifici. Și există atașamente subtile. Fără un guru, fără sadhu, fără ajutorul din exterior, de atașamentele subtile n-ai cum să te purifici. Ai nevoie întotdeauna, vei avea nevoie de sadhu. De aceea foarte mulți guru pică și de aceea avem foarte multe scandaluri în cercurile spirituale când guru devin tentați de bani, de sexul opus. Acum, recent a fost un scandal sexual cu un guru, nu o să spun numele lui, dar făcea lucruri, tot felul de lucruri cu diferite femei în numele yogăi, în numele spiritualității. De ce? Pentru că a rămas fără protecția sadușilor. A rămas fără asocierea cu sadu care puteau să-l corecteze și să-i spună, frate, scuze, dar ai derutat de pe cale de yoga, fii atent cu resursele, cu banii. Omul a câștigat milioane de bani prin industria de yoga. Fii atent cu banii, fii atent cu urmașii. Fii atent cu mândria, acest lucru reprezintă obstacole. Deci întotdeauna avem nevoie de sangha, asocierea cu egalii în calea avansului spiritual, care foarte rapid ne trezesc și ne arată aceste greșeli pe care avem tendință să le comitem. Cătălina, ce întrebare ai mai avut? Da, era o întrebare că ați menționat în mai multe lecții despre aceea, sau cum să explic, despre viața pe planetele superioare și imediat ce ți se termină karma bună, retrogradezi și vii în liga a doua, ca să spun așa, pe Pământ. Din planetele superioare nu se poate transcende direct sau să ajungi la comuniunea cu divinitatea sau doar de aici? Asta mi-a rămas ca un, nu știu, poate nu am înțeles-o. Se poate și Bhagavad Purana descrie două căi ascendente. Am uitat tehnic cum ele se numesc, Devayana și Pitriyana, e ceva de gen. E o diferență dintre ele când Bhaktivedanta Swami descrie într-un comentariu la Bhagavad Gita inclusiv, el descrie că există calea avansului spiritual care trece prin planetele superioare, inclusiv planetele cerești, și este cale directă,
cale directă spre transcendență, care este calea de yoga și în special calea de bhakti yoga, care te aduce foarte rapid în lumea transcendentală, ocolind planetele cerești, planetele superioare. Și există un tratat vedic care se numește Brihad Bhagavatamrita, care descrie călătoria unui yogin pe nume Gop Kumar, care a avansat exact în acest mod. Deci el a avansat de pe o planetă pe alta, din viață în viață. El avansa, el a devenit Indra, el a devenit Brahma, el a atins Kailas, planeta Domnului Shiva, și în final el a atins Brahma Jyoti, și după aia el a atins Vaikuntha, dincolo de lumea materială, dincolo de Brahma Jyoti, dincolo de această strălucire impersonală, el a atins Vaikuntha, care sunt planetele divinității. Și chiar și pe acele planete, el a trecut de pe o planetă de alta până când a ajuns în sfârșit în Krishna Loka, cea mai superioară planetă din lumea transcendentală, este planeta însuși divinității în forma lui de Gopal Krishna. Și este un lucru interesant că de fiecare dată când Gop Kumar trecea de pe o planetă pe alta, el era ademenit de zeitățile acestor planete ca el să rămână acolo, să stea acolo, nu te duce în altă parte. Uite cât de frumos este aici. Uite câte gratificări avem noi aici. Uite câte femei, uite câtă muzică, câtă mâncare, mai știu eu. Deci e foarte frumos aici la Constanța, rămâi aici, nu te duce în altă parte. Dar Gop Kumar, datorită inițierii pe care a primit-o el de la gurul său, datorită mantrei, Gop Kumar era foarte atașat de mantra. De fiecare dată când el era ademenit, el își amintea mantra, Klin Krishnaya Govindaya, nu o să spun ultima parte al acestei mantre, pentru că este o mantră secretă. Dar el își aducea aminte de mantra pe care a primit-o de la gurul său și mantra îi dădea putere să depășească aceste ademeniri care erau trimise de zeitățile acestor planete și el se eleva pe alta. Și deci, ideea este că această cale ascendentă treptată de pe o planetă pe alta în cadrul existenței materiale este posibilă, dar ea este foarte dificilă, ea este foarte lungă. Și de aceea, noi pe Pământ avem un avantaj. Avantajul este că lucrurile pe planetele pământene sunt foarte echilibrate. Noi aici avem, fiecare bucurie este asociată cu o suferință. Și noi știm că lumea materială nu este doar lapte cu miere. Lumea materială mai înseamnă și suferință. Și de aceea această perceperea acestor suferințe, perceperea nașterii, bătrâneții, bolii și a morții, Dukhanu Dosha Darshanam, Krishna spune, acest darshan, această percepție că aceste lucruri sunt o problemă, ne permite să obținem o hotărâre mare ca în timpul acestei vieți umane să practicăm practica de yoga foarte serios și să devenim mumukshu. Mumukshu înseamnă să devenim un suflet care își dorește foarte tare eliberarea din ciclul de naștere și de moarte. Și datorită efortului care el va depune sau ea îl va depune în practica sa spirituală, el va fi capabil să, dacă își dezvoltă o relație personală cu Ishvara, cu divinitatea, el va atinge imediat Vishnuloka, el va atinge Vaikuntha, el va transcende planetele lumii materiale și se va elibera imediat în lumea transcendentală, fără a merge din viață în viață pe această cale treptată de pe planetă pe planetă până când va atinge Brahma Jyoti. Și acolo procesul e foarte complicat. El va merge de pe o planetă cerească pe alta, de pe una pe alta, de pe una pe alta, mai elevată, mai subtilă, cum ar fi, de exemplu, Jhana Loka sau Tapa Loka. Sunt planetele înțelepților care nu vorbesc cu voce, vorbesc la un nivel de telepatie între ei, care lui Gop Kumar s-a făcut foarte rău în Tapa Loka, pentru că el încerca să vorbească cu yoginii. Și yoginii nu îl băgau în seamă pentru că ei se aflau tot timpul în transă de meditație. Dar el vrea să discute bhakti, el vrea să discute, să cânte kirtan. Și ei, yoginii ei erau foarte concentrați. Și atunci Gop Kumar a spus, nu, planeta asta nu este pentru mine. Vreau să mă duc mai sus. Și iată, până la urmă, când sufletul atinge ultima planetă, este planeta lui Brahma, Satya Loka. Din Satya Loka n-ai cum să te eliberezi doar dacă în timpul pralaya, în timpul distrugerii universului, toți
locuitorii din Tapaloka se integrează în corpul subtil al lui Brahma. Brahma este creatorul Universului. Și Brahma, când Universul este distrus, este ars de Domnul Shiva, el încearcă să treacă peste oceanul cauzal care desparte lumea spirituală cu lumea materială și el încearcă să-l treacă prin înnot. Așa spun vedele într-un mod arhaic. El înnoată prin acel ocean și încearcă să atingă malul eliberării. Dar unii Brahma nu reușesc pentru că n-au puterea, n-au virea, n-au puterea spirituală necesară. Și atunci ei se reîntorc înapoi. Și dacă Brahma n-a reușit, tu te-ai reintegrat în corpul lui, tu te întorci înapoi în lumea materială împreună cu el. Și doar Brahma care au atins un nivel foarte serios în yoga, doar acei Brahma reușesc și ating malul eliberării. Deci este un proces foarte complicat care este descris în Vede, această cale de pe o planetă pe alta. Bhaktivedanta Swami a scris chiar o carte care se numește Easy Journey to Other Planets, călătorie ușoară spre alte planete. Cineva a tradus-o în limba română, deci este o ediție mai veche, cum în curând va fi retipărită, dar e o carte foarte frumoasă în care el explică exact aceste lucruri, cum yoginii puteau să atingă perfecțiunea spirituală avansând de la o planetă la alta, dar e un lucru dificil. Sau yoga directă, bhakti, deci comuniunea cu persoana divină care singur vine și te eliberează din lumea materială și te duce în lumea spirituală. Este cale directă. Am înțeles. Deci există un tren personal și unul expres. O să iau expres. Sau există, cum Bhaktivedanta Swami dădea exemplu cu scara de yoga, yoga rurukshu, și vă dați seama câte trepte sunt în yoga, sunt sute de etaje, yama, niyama, asana, dharana, pratyahara și așa mai departe, plus sunt acele planete prin care trebuie să treci, este ca un zgârie nord de 100 de etaje și trebuie să ai foarte multă putere ca să te ridici de la etaj la etaj pe scări sau iai un lift. Iai un lift. Și acest lift se numește grația persoanei divine. Pentru că avem calea ascendentă prin propriile tale forțe. Este calea de Ashtanga Yoga. Este calea pentru cei care nu au o devoțiune profundă față de Ishvara. Ei nu cred prea mult în Ishvara. Ei, în general, au tendința să-l trateze ca ceva impersonal. Da, o să discutăm mai în continuare acest subiect. Ei consideră că Ishvara este doar un principiu, ceva impersonal. Și atunci ei vor, prin forțele sale personale, să atingă perfecțiunea în yoga. Și ei depun un efort, ceea ce înseamnă calea ascendentă. Ei încearcă singuri să se ridice de la etaj la etaj. Când bhakti yoginii știu un secret, prin forțele tale va fi foarte dificil să invocă grația divină. Prin mantra, prin sadhana, prin devoțiune, samadhi, siddhi, Ishvara Pranidhana. Și Patanjali dă un hint foarte tare în Yoga Sutra, mai multe locuri, dar el zice, vrei perfecțiunea în samadhi? Ishvara Pranidhana, predete lui Ishvara. Și atunci Ishvara va avea grijă de tine și asta este exact ceea ce Krishna explică la sfârșitul capitolului 18 din Bhagavad Gita, Sarva Dharma Paritaja. Abandonează toate aceste căi ezoterice, dedică-te mie, eu o să vin și eu o să te eliberez din ciclul de naștere și de moarte. Eu o să descind cu liftul meu, te voi lua și te voi ridica la etajul 100. De asta este un avantaj al căii de Bhakti Yoga. Nu fac acum propagandă, pentru că eu practic Bhakti Yoga, dar vreți, acceptați, nu vreți, nu acceptați. Dar eu am argumente din Shastra, din Scripturi. Mulțumesc foarte mult, am înțeles acum și cu... Că nu înțelegeam de ce mereu se retrogradau și de ce era, nu știu, ca o lecție. Mergeai pe planetele superioare, era totul mult mai bine și deodată trebuia să ajungi din nou aici și da, e acum e clar. Deci karma pioasă se epuiza, ei trebuiau să se împarcă înapoi. Și ei nu erau foarte hotărâți în calea avansului spiritual. Deci chiar și în planetele celești, dacă ai norocul să întâlnești un yogin desăvârșit, care acolo te va educa mai departe în continuare pe calea avansului spiritual, ești norocos. Dar problema este că tentațiile sunt foarte mari. Tentațiile sunt super mari. Yogini desăvârșiți, Brahma, care este creatorul Universului, el este Adi Guru. El este Guru original. Brahma, la un moment dat, într-o zi, creează o femeie foarte frumoasă
și el singur devine tentat de femeia pe care el singur a creat-o. Deci sunt niște procese foarte dificile. Shiva devine tentat de Mohini Murti. Deci Shiva, Brahma, despre Indra am mai povestit la Satsanga, deci sărmanul de Indra. Și aia am povestit doar despre Indra, dar câți alți semizei au devenit tentați de bucurile care sunt acolo. Deci e noi aici care suntem tentați doar de, nu știu, de vine, astăzi ai ore de yoga, dar vine Madonna la București, tu lași toată yoga ta în pace și te duci la concertul lui Madonna, pentru că, Madonna vine odată în viață la București. Deci, sau poate e un nume prea vechi, sunt prea bătrân, dar vine, nu știu, Billie Eilish, de exemplu, vine la București și te uiți de tot și te duci la concertul lui Billie Eilish. Vă dați seama, dacă noi aici nu rezistăm tentațiilor simple, ce să mai vorbim despre tentațiile din planetele cerești, unde standardele gratificării sunt mii de ori mai mari. De ce? Patanjali în primele sutre, în primul capitol, taie și zice, forget it, nici nu, Anushravika, nici nu ascultați despre ele. Pentru că va deveni un obstacol pentru voi. Renunțați! Vă mulțumim foarte mult pentru răspuns și pentru lecție. A fost o lecție absolut minunată și mulțumim foarte mult. Scuze? Eu aș mai avea, dacă se poate. Vă rog. Sigur că da. Aș vrea să întreb, că aici am auzit că Shobari Rishi s-a expandat în 50 de forme. Asta. Și eu știam că yoginii se pot expanda numai în 9 forme. Sau asta s-a întâmplat în Satya Yuga și atunci aveau potență mai mare yoginii? Sunt yogini și yogini. Sunt yogini care sunt capabili să expandeze 9 forme. Eu am mai citit 11 forme, am mai citit 16 forme. Dar Shobari Muni era un yogin care a atins Samadhi. El a atins un nivel foarte desăvârșit al yogei. Prin urmare, el a fost capabil să se expandeze în 50 de forme. Nu am mai auzit alte descrieri. În general, se spune maxim 11-12 forme, deci cam așa, simultan. Dar Shobari era un yogin excepțional, de excepție. De ce Puranele îl descriu în acest mod? Și aș mai avea încă una? Hai spune. Că am citit în Srimad Bhagavatam și se știe că semizeii când nasc un copil, ăla imediat crește mare. Da. Și acum urmăresc filmul Mahabharata și am observat că și fiul lui Bhima, ce are Kunjrakshasa pe, deci nu știu cum se numește, și el imediat se face mare. Gatotkacha. Da, Gatotkacha. Și întrebarea este că, interesant că și Vyasadeva sigur se naște una, două mare și dispare, că totuși Semizei a avut fii cu Kunti Devi și nu se cresc dintr-o dată mare. Ei n-au crescut dintr-o dată mare, dar în același timp ei nu erau copii obișnuiți și îți dau doar un singur exemplu, pentru că ele sunt sute, dar timpul nostru este limitat. Deci îți dau doar un exemplu. Bhima, care era născut prin intermediul zeului vântului, Vayu. Odată Kunti Devi îl ținea în mână, îl alapta cu pieptul său. El era un bebeluș de o lună. Și la un moment dat, un leu a răcnit în tufișurile de lângă pădure, de lângă ashramul unde trăia ea. Da. Și ea se afla pe vârful unui, cum se spune, prăpastie, da, unei prăpastii. Și Kunti s-a speriat atât de mult de leul respectiv că i-a tresărit și l-a scăpat pe Bhima din mâinile sale. Uh-huh. Bhima a picat din prăpastie, s-a rastogolit și s-a auzit un sunet. Pac! Și Kunti a gândit, gata, mi-am pierdut copilul, îți dai seama în ce stare se afla Kunti. Kunti a fugit repede, a coborât spre prăpastie. Și Bhima micuțul, deci el stătea cu degetul în gură, sugea degetul și aștepta pe mama sa și, deci el cu corpul său a zdrobit o rocă pe care a picat, roca aia s-a transformat pulbere, s-a transformat în praf. De ce? Pentru că corpul lui era generat de tatăl său, de zeul vântului, de zeul Vayu.
Deci poate ei nu au crescut atât de rapid cum cresc de obicei în planetele superioare zeii, dar din copilărie ei manifestau calități supraumane și era evident. Karna, de exemplu, s-a născut cu armura de aur pe corpul său și cu cerceii săi. El era conceput de zeul Surya. Da. Și așa mai departe. De aceea toți acești copii care erau concepuți de zei, poate ei nu creșteau în mod în același mod în care sunt născuți zei în planete, dar ei manifestau niște abilități paranormale care nu le aveau ființele obișnuite. Da, mulțumesc! Cu drag! Bine, vă mulțumesc și eu foarte mult pentru atenție și încheiem discuția de astăzi. Vă aștept cu drag duminică la programul de Satsanga. O să continuăm să discutăm despre cele trei moduri ale naturii materiale și miercurea viitoare continuăm să discutăm Yoga Sutra. O seară frumoasă tuturor! Mulțumim! Seara bună! Thank you.